continuăm ședința secției astăzi cu interviul. Da. Următoarea propunere este a domnului procuror Ionuț Ardelean pentru ocuparea funcției de procuror și în secție de combatere a infracțiunilor asemnate infracțiunilor de corupție din cadrul DNA. Mulțumesc. Domnul procuror, secția de procuror vă invită să vă prezentați proiectul de management pentru funcția la care vă doriți să accedeți, insistând pe obiectivele pe care le-ați propus pentru exercitarea acestui mandat. Încercați să vă încadrați în maximum 30 de minute. Mulțumesc, Dumnezeu. Aș începe prin a spune că mă onorează această nominalizare și în același timp mă responsabilizează. Voi face o scurtă prezentare a parcursului profesional, urmând ca apoi să prezint cele mai importante repere ale proiectului de management și obiectivele asumate. Mi-am început activitatea în calitate de procuror stagiar la parchetul de pe lângă judecătoria Galați. În urma definitivatului am optat pentru parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 2 București, apoi am promovat la parchetul de pe lângă Tribunalul București. Începând cu anul 2013, respectiv luna iunie, mi-am desfășurat activitatea în cadrul DICOT, structura centrală, unde am deținut atât funcții de execuție cât și funcții de conducere, respectiv procuror șef al Serviciului de Prevenire și Combatere a Criminalității Economico-Financiare, respectiv procuror șef adjunct al secției de combatere a criminalității organizate. Proiectul de management este împărțit în 7 capitole, dar prezentarea se va axa pe 3 mari componente, respectiv o parte introductivă privind motivația și conceptul acestui proiect, o prezentare a activității secției, inclusiv o analiză SWOT, bazată pe experiența acumulată în perioada recentă, cât am condus prin delegarea această structură, precum și o prezentare a obiectivelor propuse. O să încep prin a prezenta motivația care a stat la baza întocmirii proiectului și înscrierii mele în procedură de selecție. Direcția Națională Anticorupție reprezintă o instituție cu un statut aparte în cadrul sistemului judiciar, din perspectiva atribuțiilor sale, a naturii activității specifice, precum și a prestigiului asociat apartenenței la această instituție. Cu atât mai mult, oportunitatea de a ocupa o poziție de management în cadrul DNA prezintă în sine o motivație specială, generată de responsabilitățile și rigorile unei poziții de conducere în cadrul instituției și de provocările profesionale care decurg din implementarea obiectivelor strategice ale acesteia. În contextul actual, viziunea exprimată de leadership-ul instituției constituie o sursă suplimentară de motivație din punct de vedere al valorificării potențialului semnificativ al DNA în raport cu resursele disponibile. Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție prezintă o serie de particularități privind specificul activității, datorat în special naturii faptelor investigate, elemente care determină un anumit profil profesional pentru procurorii care activează în cadrul acestei structuri, inclusiv pentru conducerea acesteia. Din această perspectivă, apreciez că oportunitatea de a ocupa această poziție ar reprezenta o formă de continuitate profesională prin prisma experienței dobândite atât în poziții de execuție, dar mai ales în poziții de conducere în cadrul DICOT. Experiența în coordonarea activității echipelor de procurori și ofițeri de poliție judiciară, cu atribuții în investigarea unor fapte cu grad ridicat de complexitate în sfera criminalității economico-financiare, prezintă relevanță din perspectiva motivației participării în cadrul acestei proceduri. În continuare, voi prezenta reperele principale privind resursele și activitatea secției, precum și o analiză succintă a punctelor tare, a punctelor slabe, a oportunităților și amenințărilor. Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție este condusă de un procuror șef, ajutat de un procuror șef adjunct secție și are în structură 3 servicii, conduse de asemenea de procuror șef serviciu. Odată cu aprobarea noului regulament al DNA, au fost desființate 2 birouri care intrau în structura secției. În privința resurselor umane, secția are prevăzute 36 de posturi de procuror, 74 de posturi de ofițer de poliție judiciară și 30 de posturi de grefier. În prezent sunt ocupate 26 de posturi de procuror, 60 de posturi de ofițer de poliție judiciară și 28 de posturi de grefier. În privința rezultatelor secției, nu o să intru în detalii, acestea sunt publice pe site-ul instituției, la secțiunea raport de activitate. O să trag o scurtă concluzie. Analizând evoluția volumului de activitate în cadrul secției în ultimii 3 ani, s-a constatat o ușoară tendință de scădere a numărului de cauze penale de instrumentat și al celor soluționate, dar s-a menținut un volum relativ ridicat raportat la numărul procurorilor activi.
în privința dosarelor soluționate prin rechizitorii sau acorduri de recunoaștere a vinovăției, în ultimii trei ani s-a constatat o stagnare a numărului de rechizitorii și o scădere a numărului de acorduri de recunoaștere a vinovăției, dar totodată o creștere semnificativă a numărului inculpaților trimiși în judecată sau care au încheiat acorduri, ceea ce denotă o complexitate sporită a cauzelor instrumentate. Față de anul 2021, în anul 2022, numărul inculpaților trimiși în judecată sau care au încheiat acorduri aproape că s-a dublat. Din perspectiva analizei SOT, a identificat următoarele puncte forte. Existența propriului corp de ofițeri de poliție judiciară, de specialiști cu înaltă calificare în diferite domenii, economic, financiar, bancar, vamal și altele, existența unui serviciu tehnic propriu, precum și existența în cadrul direcției a propriului serviciu de cooperare internațională. Totodată, ca punct foarte menționez experiența profesională a unui număr suficient de mare de procurori din cadrul secției, care creează posibilitatea constituirii unor echipe care pot investiga anumite cauze ce implică o complexitate sporită cu respectarea principiului celerității. Și nu în ultimul rând, introducerea Direcției Naționale Anticorupție printre beneficiarii Direcției Fondurilor PNRR necesare dezvoltării capacității instituționale, cât și pentru dezvoltarea capacităților operaționale de recuperare a produsului infracțional. Cu privire la punctele slabe sau disfuncționalități, menționez următoarele. Gradul insuficient de ocupare a posturilor, procurori și ofițeri de poliție judiciară, aspect care conduce la existența unui volum mare de muncă, cu efecte negative asupra calității actului de justiție și asupra soluționării cu celeritate a cauzelor penale. Un alt punct slab, în opinia mea, este reprezentat de lipsa unor spații adecvate, atât în ceea ce privește activitatea de urmărire penală, mă refer aici la lipsa unor camere sau birouri de anchetă în care se desfășoare audierile de către procurori, precum și în ceea ce privește activitățile conexe. Mă refer la spațiile necesare pentru arhivarea dosarelor soluționate, care de cele mai multe ori în cadrul secției sunt foarte voluminoase. Tot ca punct slab menționez gradul redus de recuperare efectivă a produsului infracțional, ce derivă mai ales din lipsa de efectuare a investigațiilor financiare paralele cu privire la identificarea bunurilor în cursul urmăririi penale. Această constatare a fost făcută având în vedere raportul de activitate al direcției, cât și prin prisma constatărilor personale făcute în această perioadă. Valoarea nominală a sumelor cu privire la care s-au dispus măsurii asigurătorii este vădit disproporționată față de valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate. Un alt punct slab, în opinia mea, este existența unor deficiențe în realizarea actelor de urmărire penală cu consecințe asupra indicatorilor de calitate. Am avut în vedere faptul că rata achitărilor a fost, în anul 2022, a fost de peste 11%, astfel cum rezultă din raportul de activitate. În ceea ce privește oportunitățile, am identificat dezvoltarea compartimentului de investigații financiare pentru a crește efectivitatea recuperării produsului infracțional, aspect cu impact pozitiv asupra muncii și reputației DNA. Posibilitatea accesării fondurilor, PNRR și alte granturi, prin întocmirea de proiecte pentru dezvoltarea capacității instituționale, atât prin prisma viitoarei digitalizări, cât și din perspectiva pregătirii profesionale specializate. O altă oportunitate este posibilitatea completării structurii de personal, procurori, în special procurori, prin simplificarea modului de organizarea interviului, odată cu intrarea în vigoare a noii legi privind organizarea judiciară. De asemenea, o altă oportunitate, clarificarea la nivel legislativ a textului privind infracțiunea de abuz în serviciu, precum și adoptarea regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție. În ceea ce privește amenințările sau riscurile, am identificat menținerea unui volum ridicat de dosare în condițiile fluctuației de personal. În ultimele 5 luni de când am fost delegat în această funcție, cel puțin 4 procurori au părăsit structura. O altă amenințare este reprezentată de presiunile, discuțiile publice cu privire la modul de instrumentare a unor dosare penale, precum și instabilitatea sau incertitudinea raportată la interpretarea dispozițiilor legale privind aplicarea instituției prescripției răspunderii penale. Totodată am menționat ca amenințare aplicarea nediferențiată în cadrul Ministerului Public a criteriului timp cu privire la modul de verificare a măsurilor luate de procurori și conducerile parchetelor în vederea soluționării dosarelor. Am avut în vedere aici faptul că, indiferent de complexitatea unei cauze, avem același criteriu al duratei. Și totodată
Ca amenințare am identificat reticența procurorilor din cadrul celorlalte structuri ale Ministerului Public de a-și desfășura activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Cu privire la obiectivele asumate, în primul rând am avut în vedere integrarea acestora în proiectul de management al procurorului șef direcție. Aceasta nu înseamnă însă că procurorul șef secție trebuie să fie lipsit de inițiativă, ci dimpotrivă, având în vedere prerogativele conferite de lege și de regulament, trebuie să manifeste un rol activ, să propună procurorului șef DNA măsurile pe care le apreciază necesare în vederea îmbunătățirii activității. Funcția de procuror șef secție poate fi încadrată în piramida managerială a organizației, care reprezentând o poziție de management mijlociu. Managementul la nivel mijlociu reprezintă puntea de legătură între strategiile și viziunea managementului de top și implementarea eficientă a acestora la nivelul managementului din prima linie și al echipei de execuție. Fără o gestionare eficace la acest nivel de mijloc, există riscul ca deciziile de la vârf să nu fie implementate corect sau să nu se reflecte în realitatea zilnică a instituției. În cele ce urmează, voi prezenta pe scurt obiectivele propuse. Atribuțiile procurorului șef secție se desprind, pe de o parte, din prevederile codului de procedură penală și ale legii privind organizarea judiciară și țin de verificarea activității de urmărire penală și, pe de altă parte, din regulamentul de ordine interioară al direcției și țin de administrarea resurselor secției într-o modalitate care să corespundă priorităților stabilite de conducerea instituției. Un prim obiectiv asumat este sporirea eficienței, responsabilizarea factorului uman în contextul numărului relativ mare al cauzelor de soluționat și a complexității acestora. În realizarea obiectivului se va urmări asigurarea și verificarea respectării obligațiilor legale și a regulamentelor de către procuror și personalul auxiliar. Totodată, deficiențele constatate urmează a fi aduse la cunoștința procurorului șef DNA împreună cu propunerea unor măsuri corespunzătoare de înlăturare a acestora. Al doilea obiectiv propus este creșterea calității activității de urmărire penală. Efectuarea activității de urmărire penală în mod eficient impune ca procurorii să beneficieze de o pregătire aprofundată și diversificată, astfel încât să poată să-și îndeplinească îndatoririle la standarde ridicate de profesionalism, calitatea actului de justiție fiind în mod esențial condiționată și de existența unei necesități ca procurorii să fie adaptați în timp real și permanent la noile cerințe prescrise de lege. Un mijloc de atingere a obiectivului reprezintă identificarea soluțiilor de practică neunitară între structura centrală și serviciile teritoriale ale direcției, urmată de formularea unor puncte de vedere referitoare la problemele de drept care au generat soluții contradictorii și identificarea unei soluții unitare. Următorul obiectiv este sporirea rolului activ al procurorilor în vederea identificării produsului infracțional, a resurselor apte să asigure repararea prejudiciului produs prin infracțiune și instituirii de măsuri asigurătorii. Principiul follow the money trebuie considerat o prioritate a organelor de urmărire penală. În aceste condiții, se impune motivarea procurorilor pentru a acorda o atenție sporită urmăririi și indisponibilizării bunurilor și banilor obținuți prin săvârșirea de infracțiuni, pe de o parte asigurându-se recuperarea prejudiciilor produse, iar pe de altă parte limitându-se resursele financiare ale persoanelor care au săvârșit infracțiuni. Creșterea impactului pozitiv al muncii procurorilor DNA reprezintă un element fundamental în planul strategic al instituției, cu efecte inclusiv asupra motivației personalului, iar recuperarea produsului infracțional poate constitui un catalizator pentru atingerea unui nivel ridicat de performanță, inclusiv din perspectiva secției. Următorul obiectiv este reprezentat de menținerea unui grad ridicat de ocupare a schemei de personal. Așa cum am spus și mai devreme, în perioada anterioară, fluctuațiile de personal în rândul procurorilor au avut un impact negativ asupra resurselor secției. Începând cu data la care am fost delegat, respectiv 4 iulie anul curent, am identificat procurori din cadrul altor unități de parchet care și-au exprimat consimțământul de a fi delegați în cazul Direcției Naționale Anticorupție, demers care apreciez că merită să reprezinte o prioritate a planului managerial. Pentru atingerea obiectivului este necesară cunoașterea permanentă a posturilor libere, anticiparea cazurilor în care unii dintre colegi doresc să înceteze activitatea în cadrul secției și formularea de propuneri conducerii DNA în vederea de recrutării în conformitate cu dispoziții legale de procurori, ofițeri de poliție judiciară după caz. Următorul obiectiv îl reprezintă îmbunătățirea comunicării în cadrul secției. Managementul mijlociu asigură o comunicare bidirecțională, transmițând feedback de la echipa de execuție către managementul de sus și viceversa. Aceștia se asigură că directivele și strategiile sunt înțelese și aplicate corect.
O activitate managerială eficientă în cadrul secției presupune ca între procurorul șef secției, procurorul șef adjunct și cei trei procurori șef serviciu să existe permanent un schimb de informații cu privire la activitățile desfășurate în cadrul secției. Totodată se impune un contact permanent cu personalul din cadrul secției și cu procurorul șef DNA în vederea identificării eventualelor disfuncționalități, organizarea de ședințe în care să se dezbată probleme apărute în activitatea curentă. Următorul obiectiv este întărirea cooperării interinstituționale. Îmbunătățirea cooperării cu instituțiile care au atribuții în domeniul de competență materială a secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție presupune organizarea și participarea la întâlniri cu factori de decizie din cadrul acestor instituții, urmând a se stabili coordonatele cooperării conform competențelor fiecare. Următorul obiectiv este reprezentat de stimularea personalului din cadrul secției de a promova relații de colegialitate bazate pe respect și comunicare. Prin acest obiectiv se urmărește asigurarea unui climat favorabil de muncă și propice dezvoltării performanței, în care relațiile dintre colegi să aibă la bază colaborarea, înțelegerea și respectul reciproc, astfel încât întreg personalul să poată fi privit ca o adevărată echipă de lucru. Efortul conducerii secției în această direcție trebuie să se materializeze prin identificarea din timp a potențialelor conflicte și temperarea persoanelor vizate, promovarea unei atitudini de imparțialitate față de întreg personalul din subordine, respingând influențele și posibilitatea de a fi influențat. Următorul obiectiv este optimizarea activității ofițerilor de poliție judiciară. Obiectivul propus presupune următoarele acțiuni. Monitorizarea respectării termenelor stabilite de procurori în ordonanțele de delegare emise în cauzele pe care le instrumentează, compatibilizarea echipelor procurori-ofițeri de poliție judiciară, crearea unor echipe echilibrate a ofițerilor de poliție judiciară. Și în cele din urmă, un ultim obiectiv este reprezentat de asigurarea independenței procurorilor în efectuarea urmăririi penale. Deși pare redundant independența acest obiectiv, deoarece independența procurorilor este constituită prin lege, am ținut să-l includ în proiectul de management tocmai pentru a sublinia importanța acesteia în activitatea Ministerului Public. În final, aș vrea să precizez că funcția de procuror șef secție necesită un accent special pe anumite abilități, precum deschiderea către o comunicare directă, dar flexibilă, o experiență profesională cu un grad de diversitate adecvat și o capacitate superioară de asumare a responsabilității. În plus, standardul de probă raportat la infracțiune care intră în competența secției reclamă un grad superior de atenție la detalii și rigoare analitică din partea managementului. Atât prin prisma experienței profesionale în materia investigării faptelor de criminalitate economico-financiară, cât și din perspectiva funcțiilor de conducere ocupate, am redactat proiectul astfel încât să reflecte prioritățile strategice ale instituției și să reprezinte o abordare coerentă cu parcursul meu profesional. În final, consider că scopul fundamental al leadership-ului unei organizații este de a crește și de a mobiliza resursele de motivație, precum și de a valorifica resursele de experiență și expertiză disponibile, acesta reprezentând în același timp principiul de bază pe care mi-l asum în implementarea obiectivelor propuse în cadrul proiectului. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim, domnul procuror șef. Să știți că și noi citim proiectul dumneavoastră. Aș avea eu câteva întrebări. Și am să merg la analiza SWOT pe care ați făcut-o. Și e foarte bine, pentru, cred că e unul dintre puținele proiecte care descrie exact ce înseamnă fiecare dintre inițialele celor patru direcții din care privim această analiză. Și ați descris foarte bine că punctele slabe sunt chestiuni raportate, sunt chestiuni interne, punctele tari la fel, oportunitățile și amenințările sunt factori extern pozitivi, respectiv negativ. Doar că în momentul în care i-ați pus pe hârtie, de exemplu, toate oportunitățile pe care le-ați notat sunt puncte slabe, sunt puncte tari, iar două dintre amenințări sunt puncte slabe. În rest, celelalte sunt, într-adevăr, amenințe. Dar trebuie să fim un pic atenți la modul în care le punem în pălărie să le tragem exact pe alea care trebuie. Și întrebarea mea era raportată la această analiză și la faptul că, cu excepția unei singure referiri la digitalizare, pe care s-a trecut-o la oportunități, ea fiind un punct tare, ce altceva puteți să ne spuneți despre perspectiva digitalizării structurii pe care urmează să,
sau pe care doriți să o conduceți, raportat inclusiv la proiectul pe care l-a prezentat în acest an procurorul șef al SUPLUI. Mulțumesc pentru observație și pentru întrebare. Sigur că toate structurile Ministerului Public se dorește a se ajunge la un grad de digitalizare cât mai mare. În prezent există un program cu Tribunalul București, sens în care rechizitoriile sunt trimise în format electronic și dosarul în formă scanată. Din perspectiva sistemului ECRIS, urmează acum a se implementa ECRIS 5, sens în care, e adevărat, Direcția Națională Anticorupție este un pic în urmă cu baza de date ECRIS 3, din care toate datele vor migra în ECRIS 5, însă se lucrează și la acest aspect. Am înțeles. N-ați făcut nicio referire de asemenea un proiect la Strategia Națională Anticorupție. Considerați că, în calitate de șef de secție, ați putea să contribuiți la implementare sau la realizarea unor obiective prevăzute în Strategia Națională Anticorupție? Mulțumesc pentru întrebare. E adevărat, n-am făcut nicio referire la Strategia Națională Anticorupție. Am văzut actul normativ în speță hotărârea de guvern respectivă. Sunt stabilite anumite domenii, din ce am constatat eu, sunt stabilite anumite domenii prioritare sau vulnerabile în materia corupției. N-am făcut nicio referire, pornind poate și de la specificul activității secției. Secția instrumentează în principal infracțiuni asimilate de infracțiuni de corupție, nu înseamnă exclusiv astfel de infracțiuni. Sigur că la momentul elaborării strategiei, oricare dintre structurile Ministerului Public cu atribuții în combaterea corupției ar putea să-și dea aportul cu privire la elaborarea acesteia, în special DNA, dacă vorbim de mare corupție, sau parchetele de pe lângă tribunale și de GHEAU, care la rândul lor instrumentează fapte de corupție. Am înțeles. Bun. Am văzut la fila 24-27 obiectivele. Am văzut și obiectivul principal pe care l-ați scris și obiectivele pe care le-ați enumerat mai înainte. Dar, dacă ar fi să vă raportați la vulnerabilitățile pe care le-ați identificat și la care, până la urmă, în mandat o să trebuiască să răspundeți, care ar fi principalele trei obiective la care v-ați gândit acum? Ar fi creșterea calității activității de urmărire penală, eficientizarea... Creșterea calității? Calității, da. Înțeles. Eficientizarea activității de urmărire penală și asigurarea unui... motivarea, dacă vreți, a procurorilor, a colectivului. Bun, dumneavoastră aveți deja acum aproape 6 luni. De când sunteți. V-ați raportat la răspunsul la ceea ce ați identificat deja și la ce ar trebui reparat, să zicem așa? Sigur, am avut în vedere și la întocmirea proiectului. E adevărat, atunci erau după o perioadă mai scurtă, dar și la aspectele constatate personal în cele aproape 6 luni, 5 luni. Hai, mulțumesc. Mulțumesc. Am și o întrebare să vă adresez. De fapt, este mai degrabă o solicitare de clarificare a unui aspect menționat în proiectul dumneavoastră. În cadrul analizei SWOT, cred că la partea referitoare la amenințări, dumneavoastră l-ați așezat într-un tabel și continuarea tabelului este pe pagina 20. Ați spus aici că reprezintă o amenințare aplicarea nediferențiată în cadrul Ministerului Public a criteriului timp cu privire la modul de verificare a măsurilor luate de procurori și conducerile parchetelor în vederea soluționării dosarelor. Dacă ne puteți explica ce ați avut în vedere când ați menționat acest punct ca pe o amenințare. Mulțumesc pentru întrebare.
Cred că e o problemă recurentă în cadrul Ministerului Public și toți procurorii, indiferent de gradele de pachet unde își desfășoară activitatea, s-au lovit cumva de acest aspect atunci când fie au fost supuși unor controle din partea conducerii ierarhice a pachetelor, fie din partea inspecției judiciare. Am avut în vedere faptul că, indiferent de complexitatea unei cauze, că vorbim de un furt de obin, să zicem, instrumentat de un parchet local, sau că vorbim de o cauză complexă, instrumentată de o structură specializată a Ministerului Public sau de parchetul general, criteriile privind durata în timp a evaluării activității procurorului sunt aceleași. Și cred că cei care instrumentează preponderent cauze complexe se simt cumva vulnerabili în fața unui asemenea control. Mulțumesc. Printre obiectivele prioritare, în răspunsul anterior pe care l-ați dat colegului, ați menționat motivarea colegilor din cadrul secției. Și la pagina 16, dumneavoastră apreciați că procurorul șef de secție are și atributul de recunoaștere a realizării colegilor în mod echitabil, direct proporțional, cu rolul fiecăruia în cadrul secției. Ce anume presupune recunoașterea în această situație sau cum intenționați să o faceți? Mulțumesc pentru întrebare. Știm cu toții că în cadrul Ministerului Public motivarea colegiului nu poate fi decât de ordin psihosocial, nu poate fi una financiară. Am avut în vedere faptul că trebuie recunoscute meritele colegilor atunci când instrumentează anumite cauze cu de o complexitate deosebită, de a încuraja în instrumentarea acestora, de a-i felicita pentru rezultatele obținute și, de ce nu, de a le introduce, de a fi prelucrate în cadrul unor ședințe interne și nu numai, în cadrul unor sesiuni de bune practici cu privire la activitatea desfășurată. Mai mult decât atât, încerc a încuraja să înțeleagă că efectuăm un serviciu public și oamenii au așteptări de la noi și cu cât efectuăm mai bine această activitate de urmărire penală, meritele și satisfacțiile vor fi pe măsură. Mulțumesc. Și ultima întrebare. În cadrul analizei SWOT pe care ați făcut-o, bazat evident pe, probabil, bănuiesc eu, pe experiența pe care ați avut-o în ultimile 6 luni, la puncte slabe ați menționat existența unor deficiențe în realizarea actelor de urmărire penală cu consecințe asupra indicatorilor de calitate. La ce deficiențe anume v-ați referit? Constatarea sau includerea acestui punct slab în analiză a pornit de la, în primul rând, de la rata achitărilor extrasă din raportul de activitate pe anul 2022, care a fost de peste 11%, una destul de mare în opinia mea. Mai mult decât atât, în cele 5 luni cât am, de când dețin această funcție, am soluționat foarte multe plângeri împotriva actelor de urmărire penală. Am fost nevoit să răspund la anumite contestații formulate în cadrul camerei preliminare. Am fost nevoit să fac analize cu privire la imputabilitatea sau nu a achitărilor sau respingerii acordurilor de recunoaștere a vinovăției. Am constatat unele deficiențe în actele de urmărire penală efectuate de procurori. Le-am notat așa cumva, le-am clasificat pe anumite categorii. E adevărat, nu am identificat aspecte, poate într-un singur caz, aspecte care se conducă la anulitatea absolută a actului respectiv, însă cred că o rigoare mai mare și o precizie mai mare în redactarea actului este de natură să respingă orice posibilitate pe camere preliminară de a infirma activitatea de urmărire penală. Am avut în vedere că trebuie să facem niște acte mai motivate și mai elaborate, tocmai pentru a salvgarda și a prezerva șansele ca dosarul să treacă mult mai repede de procedura camerei preliminare. Mulțumesc. Bună ziua, domnul procuror. Bună ziua.
N-aș vrea să încep neapărat cu această întrebare, dar dacă tot e subiectul cald, aș vrea să-l dezvoltăm nițel. Raportat la ce ați reținut în categoria amenințări, respectiv aplicarea nediferențiată ca amenințare a criteriului timp, în raport cu complexitatea sporită a dosarelor DNA și DICOT. Dacă tot este o amenințare aplicarea nediferențiată, care ar fi soluția cu o aplicare diferențiată? Mulțumesc pentru întrebare. Știu că s-a lucrat și în cadrul CSM-ului la un proiect SIPOCA cu privire la elaborarea unei strategii, unor criterii de clasificare și cuantificare a complexității dosarelor. Spre deosebire de instanțe, cred că la parchete este destul de greu de identificat de la bun început gradul de complexitate al unui dosar, pentru că activitatea de urmărire penală, după cum știm, este una dinamică și ceva ce părea nu avea viabilitate poate să se transforme într-un dosar complex. Cred că ar trebui să fie avute în vedere niște termene în principal, niște termene mai lungi când vorbim de dosare complexe, spre deosebire de dosarele mai puțin complexe, unde criteriul timp ar trebui să fie unul mai redus în evaluarea, atunci când se evaluează activitatea procurorilor și a măsurilor luate de conducerile parchetelor. În principiu, metodologia cu calculul complexității are în vedere un algoritm care se bazează pe multitudinea actelor de urmărire penală și cumva multitudinea actelor de urmărire penală ar fi cumva o oglindă a complexității unui dosar, pentru că nu poți să vorbești despre complexitate sporită la un dosar în condițiile în care actele de urmărire sunt foarte puțin. Doar multitudinea duce în zona complexității. Ați invocat cumva și inspecția judiciară în această discuție și mă gândeam dacă părerea dumneavoastră vizează inclusiv o diferențiere la nivel de praguri, ca să zic așa, raportarea dosare mai vechi de un an, mai vechi de 5 ani, cumva aceste praguri clasice în materie de raportare în Ministerul Public. Acum înțeleg că v-ați referit strict la complexitatea dosarului, nu neapărat la aceste praguri incidente, sau și la aceste. Nu neapărat la complexitate. În finalul răspunsului tocmai asta am spus, că poate ar fi indicația să aibă în vedere în cadrul unor dosare complexe niște criterii sau praguri de timp mai mari decât în cazul unor, adică să fie privite cumva diferențiat de față de dosarele care sunt mai puțin complexe. Puteți da un exemplu? Păi, spre exemplu, criteriul de un an sau în cazul dosarelor complexe să fie, nu știu, dublat, să zicem, să fie 2 ani, să nu mai avem același criteriu de referință de la începerea urmăririi sau de la sesizare. Și cine ar stabili că e un dosar complex, a priori? Asta este altă discuție, dar e greu de... Ok, în regulă. Am observat lucrările depuse de dumneavoastră aferente acestei candidaturi. Am observat că ați făcut inclusiv rechizitorii la DICOT, chiar în condițiile în care ocupați funcții de conducere. Dar aș vrea să-mi spuneți, fiind delegat de aproape jumătate de an în funcția de procuror șef secție la DNA, cum ați simțit colectivul din cadrul secției? V-au privit cumva cu neîncredere, având în vedere că nu proveneați din cadrul DNA? Mulțumesc pentru... Și cum simțiți la momentul actual? Mulțumesc pentru întrebare. Să știți că a fost unul dintre motivele de reflexie și de reticență când mi s-a propus delegarea pe această funcție, tocmai că veneam din cadrul unei alte structuri și era o oarecare teamă de a fi respins de colegi. Dimpotrivă, primirea a fost una cât se poate de călduroasă, că s-au comportat absolut ca niște profesioniști. În prezent, relațiile, această perioadă cât am fost delegat, relațiile s-au dezvoltat, relațiile profesionale dintre noi s-au dezvoltat și nu cred că niciunul dintre colegi privește cumva circumspect ocuparea de către mine acestei funcții. Deci considerați că au fost sincer, nu a fost o tatonare a noului șef? Eu am apreciat ca fiind sincer. Evident că în orice început și forma de delegare m-a reprezentat poate un avantaj pentru mine, că ne-a dat ocazia să ne cunoaștem, să vedem, să facem un test de compatibilitate, dar apreciez că au fost sinceri.
Ok, mulțumesc. Mulțumesc. Bună ziua. Bună ziua. Apreciați că avem o problemă cu corupția în România? Apreciez că există corupție în România. Apreciez-o, dar poate fi monitorator problema. Dacă avem o problemă sau nu, e greu să dăm un răspuns fără a avea la bază niște studii sau să vedem care este gradul în procente, gradul de corupție în general sau în anumite sectoare de activitate. Pornind de la activitatea direcției, de la dosarele înregistrate pe rolul direcției, se constată că există corupție în diferite domenii de activitate. Însă n-aș putea spune că există o problemă, nu știu de unde, care e linia de demarcație dintre normalitate a unui fenomen și problema. O problemă, mă gândesc că poate n-am formulat corect. Există situația în care corupția este excepțională, nu? Sau situația în care corupția este de regulă. Considerați că avem o regulă sau este doar cu caracter de excepție corupția în România? N-aș spune nici că este regulă. De parte de chestia asta, înseamnă că peste tot sunt în orice instituție sau chiar și în mediul privat sunt oameni corupți sau predispuși la săvârșit fapte de corupție, dar nici că este o situație excepțională, asta o dovedește numărul de dosare instrumentate, atât de direcție cât și de celelalte structuri specializate, în structuri care instrumentează infracțiuni de corupție. N-am făcut o statistică, nu aș putea să vă spun, să dau un procent raportat la numărul de locuitori, la numărul de fapte deduse judecății, câte din ele sunt fapte de corupție și câte sunt, spre exemplu, de evaziune fiscală. Am înțeles răspunsul noastră. În secția pe care o conduceți la momentul de față, care este încărcătura medie pe procuror? Încărcătura medie este de 25 de dosare. Există un singur coleg care are mai puțin de 20, respectiv procurorul șef adjunct secție. Un singur coleg care are peste 30, respectiv în jur de 50 de dosare, dar sunt foarte multe sesizări din alte dosare pe care le instrumentează. Răspunsul final este 25 de dosare. Pare a fi un număr rezonabil de dosare pe procuror, care ar fundamenta oarecum răspunsul noastră că nu avem o problemă cu corupția în România. Raportat la secția pe care prezentul conduc ca și delegat, dar raportat la numărul de dosare înregistrate, spre exemplu, de la începutul anului până în prezent, la numărul de dosare înregistrate pe rolul celelalte secții care efectuează urmărirea penală preponderent în cauze de corupție, infracțiuni de corupție și nu asimilate, și la încărcătura colegilor din teritoriu, numărul este un pic mai mare. Un pic, da. Considerați că numărul este real, reflectă situația actelor de corupție care se petrec. Nu, este unul dintre indicatori, pentru că cu siguranță sunt fapte care fie nu au fost descoperite ca să poată fi formate sezări din oficiu, fie sunt fapte care au fost săvârșite, dar persoanele care ar putea să aducă la cunoștința organului de urmărire penală săvârșirea acestor fapte nu înțeleg să nu o facă, deci nu este un... este doar unul dintre indicatori care ne reflectă gradul de săvârșirea acestor fapte. Considerați că, acum tot aveți aproape 6 luni la conducerea unei secții în DNA, considerați că aveți toate mijloacele necesare pentru a lupta cu acest fenomen corupției? Da, apreciez că în prezent Direcția Națională Anticorupție, respectiv secția pe care o conduc ca și procuror șef delegat, are mijloacele necesare pentru a lupta împotriva corupției, mă rog, a infracțiunilor, a efectua urmărirea penală în condiții optime cu privire la infracțiunile care sunt date în competența secției. Ale care aflăm. Dumneavoastră, personal, ați instrumentat, vreau un dosar de corupție? Cu infracțiuni asimilate, infracțiuni de corupție și, de-a lungul timpului, am avut în instrumentare
dosare care aveau legătură cu fapte de corupție, nu de infracțiuni de corupție. Mulțumesc. Și aveți și eu două întrebări. Prima pleacă tot de la analiza SWOT pe care ați efectuat-o în cadrul proiectului dumneavoastră, unde identificați între amenințări reticența procurorilor din cadrul jurat pe structura Ministerului Public de a-și desfășura activitatea în cadrul DNA. Aceasta în condițiile în care, pe de o parte recent, DNA are un memorandum admis la nivel guvernamental în sensul ocupării posturilor vacante, spre deosebire toate celelalte instituții din sistemul judiciar, iar gradul de ocupare actuală atinge acea cifră dezirabilă de 85%. Care este oricum mult superioară tuturor celorlalte structuri din cadrul Ministerului Public, inclusiv cealaltă structură specializată. Din punctul meu de vedere, eu n-aș vedea o deci neapărat ca o reticență a procurorilor de a veni în cadrul DNA, ocuparea la acest procent al funcțiilor dovedind faptul că, în general, lumea vine către DNA și poate mai puțin să reprezinte o amenințare neapărat. Dar tocmai pentru că ați punctat-o între amenințările identificate dumneavoastră, aș fi curios. De ce credeți? Care credeți că este cauza unei atare reticențe, dacă ea totuși există, și cum o vedeți înlăturat? Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, aș face o precizare. E o obligație asumată prin PNRR ca DNA-ul să aibă 85% din funcții ocupate. Nu se referă numai la funcția de procuror. Aici intră toate funcțiile din cadrul direcției. Prin urmare, nu știu care este gradul de ocupare al funcțiilor de procuror în cadrul direcției. Aș putea să vă spun la secție cel puțin că dintr-o schemă de 36 de procurori suntem în prezent 26, deci un grad de ocupare de sub 85%, sub 70% chiar. Am menționat acest aspect pentru că de-a lungul activității mele, atât în cadrul DIICOT cât și aici, m-am preocupat permanent de a completa schema de personal și am întâlnit refuzuri constante ale colegilor din cadrul altor unități de parchet de a activa în cadrul unei structuri specializate, cum e DIICOT sau cum este DNA-ul. Răspunsurile sau motivele pentru care au refuzat au fost multiple. Complexitatea cauzelor, de ce să vin să fac urmări proprie când pot să efectuez supravegherea urmăririi penale, apreciind de ei ca fiind mai facil acest mod de desfășurare a activității. Dincolo de asta, obținerea de către unii dintre colegi a salarizării maxime în cadrul unităților în care își desfășoară activitatea nu îi mai motivează, cel puțin din punct de vedere financiar, să meargă către o structură specializată. Ca să combat acest aspect, aș face ce am făcut și la DIICOT, cât am ocupat funcția de procuror șef serviciu sau procuror șef delegat, adjunct delegat al secției de combatere a criminalității organizate, respectiv aș avea discuții periodice, directe sau prin intermediul celorlalți șefi din cadrul secției sau al colegilor cu procurori din cadrul altor unități de parchet, în ideea de a identifica persoane dispuse și a le explica exact cum stau lucrurile. Unul dintre motivele pentru care au refuzat sau este și faptul că nu aveau informația exactă de la procurori care desfășurau activitatea în cadrul structurii, ci mi se părea din discuții cu alți colegi că e greu, că sunt multe dosare, că sunt multe dosare vechi, că sunt multe dosare complexe. Și aș mai avea o întrebare. Menționați între obiective optimizarea activității ofițerilor de poliție judiciară cu referire la crearea, spuneți, a unor echipe echilibrate a ofițerilor de poliție judiciară. La ce vă referiți mai exact? Mulțumesc pentru întrebare. Deci am avut în vedere faptul că ofițerii de poliție judiciară au, ca și procurori, de altfel diferite grade de pregătire și atunci sau diferite o anumită vechime, sau o anumită experiență, o anumită abilitate în instrumentarea unor infracțiuni. Și atunci, în prezent, în cadrul secției, urmarea penală se efectuează de echipe formate dintr-un procuror și, în medie, doi ofițeri de poliție judiciară.
Compatibilizarea a fost în sensul de a forma echipe din persoane care sunt, să nu fie pe același nivel al pregătirii profesionale. Să fie unul cu un ofițer cu experiență și unul nou venit, să zicem, în cadrul secției. Fără cum. Dacă nu sunt alte întrebări, mulțumesc nou. Vă mulțumesc și eu. Continuăm lucrările secției de procurori cu ultimul punct pe ordinea de zi. Și anume propunerile formulate de Ministrul Justiției în conformitate cu articolul 147 aliniatul 2 din legea 303/2022. Prima propunere este a doamnei procuror Mihaela Moraru Iorga pentru ocuparea funcției de procuror șef al secției de combatere a corupției din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Mulțumesc, vă rog să invitați. Bună ziua! Bună ziua! Am făcut secția de procurori a CSM. Vă invit să vă prezentați proiectul de management pentru funcția pe care doriți să o ocupați, conform propunerii formulate de Ministrul Justiției, încercând să insistați pe obiectivele pe care vi le-ați fixat pentru mandatul dumneavoastră și încercăm să vă încadrați în 30 de minute. Mulțumesc! Proiectul de management întocmit în calitate de candidat la funcția de procuror șef al secției de combatere a corupției din cadrul Direcției Naționale Anticorupție este unul integrat proiectului de management al procurorului șef de direcție, iar obiectivele stabilite sunt subsumate celor din proiectul de management al procurorului șef al direcției. Asemenea, managerului de execuție, procurorul șef al secției, ca parte a unei echipe manageriale, este cel care trebuie să transpună obiectivele generale trasate de procurorul șef al direcției în obiective specifice și mai departe în rezultate. Acesta este motivul pentru care, în elaborarea proiectului de management, am pornit de la obiectivele generale stabilite de către procurorul șef al direcției și raportat la rolul procurorului șef de secție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, la atribuțiile acestuia, așa cum au fost stabilite prin legea 304/2022, prin regulamentul de ordine interioară al direcției aprobat prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 1169/2023, precum și în baza unei analize SWOT pe care am efectuat-o, am stabilit ca și am stabilit obiectivele planului de management, obiective pe care le-am grupat în 5 categorii. Am avut în vedere că atribuțiile procurorului șef de secție în ceea ce privește managementul sunt practic grupate pe 3 paliere. Un management al cauzelor și lucrărilor aflate în instrumentarea secției, ce presupune o repartizare a acestora în funcție de specializare a fiecărui procuror, de aptitudinile acestuia, de experiența, de numărul de lucrări aflate în lucru și de gradul de complexitate al acestora. Un management al resurselor umane, care presupune, în primul rând, repartizarea procurorilor și a ofițerilor de poliție în cadrul serviciilor specializate din cadrul acestei funcții, ținând cont de specializarea fiecărui procuror, de experiența acestuia și de aptitudinile pe care le are și, nu în ultimul rând, un management al calității activității desfășurate. În ceea ce privește obiectivele, așa cum am arătat, le-am grupat în 5 categorii. Am avut în vedere obiective specifice activității de urmărire penală și aici, ca prim obiectiv, am menționat asigurarea unor standarde calitative înalte ale actului de urmărire penală, cu respectarea tuturor garanțiilor procesuale și, bineînțeles, cu respectarea criteriilor de eficiență și eficacitate investigativă. În acest sens, am în vedere o analiză a achitărilor și restituirilor pentru stabilirea unei abordări unitare în problemele, în ceea ce privește problemele invocate în aceste cauze, și pentru eliminarea unor vulnerabilități
din urmărirea penală. Am în vedere analiza practicii unitare pentru stabilirea unei modalități unitare de abordare la nivelul secției a acestor probleme, o verificare atentă a actelor de sesizare pentru a nu vulnerabiliza cauzele instrumentate și, în primul rând, cauzele în care se emit rechizitorii, o exercitare efectivă a atribuțiilor privind controlul legalității și temeinicii actelor de urmărire penală, pentru a evita, de asemenea, invocarea unor nulități care să conducă la restituiri sau la achitări în faza de judecată, o verificare temeinică a soluțiilor dispuse de procuror pentru a evita, de asemenea, restituiri, achitări sau chiar infirmări imputabile. Un alt obiectiv în cadrul activității de urmărire penală este continuarea luptei anticorupției în domeniile prioritare, precum sănătatea, infrastructura, achizițiile publice, mediul, domeniul forestier, precum și intensificarea luptei împotriva corupției în mediul privat și a corupției în legătură cu grupările de criminalitate organizată. Strategia Națională Anticorupție pentru perioada 2021-2025, așa cum a fost aprobată prin hotărârea de guvern 1269/2021, are ca obiectiv principal continuarea și aprofundarea luptei împotriva anticorupției, ceea ce presupune, pe de o parte, continuarea activităților investigative în cauzele aflate în lucru, iar pe de altă parte, o atitudine proactivă a procurorilor. De regulă, corupția este asociată cu resursele financiare, ceea ce presupune că acolo unde sunt proiecte de anvergură, acolo unde sunt proiecte cu resurse financiare semnificative, există și un risc crescut de corupție. Un procuror din cadrul unei structuri specializate, care a instrumentat o perioadă mai lungă de timp dosare dintr-un anumit sector de activitate, consider că are suficiente informații privind actorii principali din sectorul respectiv de activitate, privind capacitatea acestora tehnică sau financiară și are astfel posibilități de identificare a riscurilor de corupție și a indiciilor privind existența unor fapte de corupție în cadrul proiectelor de anvergură din sectorul respectiv de activitate. Optez pentru încurajarea rolului activ al procurorului în inițierea investigațiilor, dar și în continuarea investigațiilor pe care le efectuează. O sursă importantă de informații pentru asigurarea acestei continuități a luptei împotriva corupției o constituie și sesizările, care nu îndeplinesc condițiile legale, dar care oferă de multe ori procurorului suficiente informații pentru o sesizare din oficiu. O altă pârghie importantă, consider eu, în realizarea continuării luptei anticorupție în domeniile prioritare, o constituie și asigurarea unei protecții reale și efective a martorilor, experților și a victimelor infracțiunilor de corupție, recomandare cuprinsă atât în articolul 32 al Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției din decembrie 2003, ratificată în anul 2004, cât și în Directiva Europeană privind corupția 2019/1937. Organismele internaționale recomandă instituirea unor măsuri de protecție pentru persoanele care facilitează anchetarea unor infracțiuni de corupție sau care denunță astfel de infracțiuni, precum și prevederea unor reguli de probațiune care să permită martorilor și experților audierea în condiții speciale care să le garanteze o anumită protecție. Ezitarea aplicării dispozițiilor din codul de procedură penală privind martorul amenințat sau martorul vulnerabil a condus la descurajarea sesizării faptelor de corupție. Este demonstrat că funcționarii publici care au sesizat infracțiuni de corupție sau funcționarii publici care au colaborat pentru probarea unor astfel de infracțiuni au fost de multe ori eliminați din funcțiile pe care le exercitau sau au fost chiar concediați. Situația este asemănătoare și în cazul oamenilor de afaceri care, pe un astfel de denunț, de regulă, sunt puși în imposibilitatea de a-și mai desfășura activitatea în sectorul respectiv. Combaterea corupției în mediul privat nu constituie un element de noutate, însă
Baza de referință în analiza acestor infracțiuni s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, întrucât acționariatul unor societăți comerciale care anterior erau cu capital integral sau majoritar de stat a suferit modificări semnificative. Aș include în această categorie a corupției în mediul privat și infracțiunile de corupție săvârșite în legătură cu procedurile de insolvență sau de faliment, dar și cele în legătură cu procedurile de executare silită. Pentru prevenirea infracțiunilor de corupție, de altfel organismele internaționale recomandă ca sumele ce constituie mită să nu fie deductibile fiscal. Cred că este o altă măsură care este de natură a descuraja infracționalitatea în mediul în ceea ce privește corupția în mediul privat. În ceea ce privește combaterea corupției în legătură cu criminalitatea organizată, cred că se impune mai mult ca oricând o cooperare loială între procurorii din diferite structuri de parchet, sesizarea de îndată a faptelor de corupție în funcție de calitatea persoanelor, precum și în funcție de competența materială, astfel încât să nu fie periclitată ancheta în niciuna din cauzele instrumentate de parchetele respective, pe principiul unor echipe comune de anchetă. Un alt obiectiv care privește activitatea de urmărire penală îl constituie creșterea gradului de recuperare a produsului infracțional. Instituirea măsurilor asigurătorii în vederea recuperării pagubelor, precum și pentru confiscarea produsului infracțional, a reprezentat o preocupare constantă a procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Ceea ce se impune este, cred eu, o nouă abordare în sensul identificării unor bunuri care să permită o recuperare mai facilă a produsului infracțional, precum și abordarea unor metode mai complexe de evaluare a participațiilor la diferite societăți comerciale, a investițiilor imobiliare și a investițiilor financiare. Am în vedere faptul că suntem în continuare deficitari în ceea ce privește evaluarea întreprinderii, în vederea instituirii unor măsuri asigurătorii eficiente raportat la participațiile pe care inculpații le dețin la anumite societăți, în ceea ce privește evaluarea mărcilor, a brevetelor de invenții, a participațiilor deținute de o societate la o altă societate, a investițiilor imobiliare și, nu în ultimul rând, a investițiilor financiare, cu toate consecințele ce decurg din aceasta, atât în cauzele de corupție la nivel înalt, cât și în cauzele de corupție care privesc procedurile de insolvență și faliment, precum și procedurile de executare silită. Înființarea biroului de investigații financiare reprezintă un mare avantaj în realizarea acestui obiectiv, întrucât ofițerii de poliție din cadrul acestui birou vor avea posibilitatea să se specializeze, vor avea toate pârghiile necesare pentru efectuarea unor investigații ample, complete și în acord cu evoluția fenomenului infracțional. Colaborarea cu ANABI și ANAFT-ul trebuie să reprezinte o prioritate. Directiva Uniunii Europene numărul 2018/1673 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor stabilește norme de bază privind incriminarea spălării banilor și prevede că activitățile de corupție trebuie să fie considerate infracțiuni premise în domeniul spălării banilor. Creșterea gradului de recuperare a produsului infracțional apreciez că impune însă și o abordare prudențială, întrucât la instituirea măsurilor asiguratorii trebuie să fie avută în vedere dispunerea unor măsuri proporționale cu valoarea estimată a produsului infracțional și să nu fie de natură a prejudicia alte persoane fizice sau juridice sau chiar bugetul de stat. Am în vedere aici instituirea unor măsuri asiguratorii ce pune o societate în imposibilitatea derulării activității comerciale cu toate consecințele ce decurge din aceasta. De altfel, Convenția Națiunilor Unite privind corupția recomandă ca în situația în care produsul infracțiunii a fost amestecat cu bunuri achiziționate în mod legal, aceste bunuri să fie sechestrate fără prejudicierea competențelor de fără să fie confiscate până la concurența valorii estimate a produsului infracțional. Am avut în vedere de asemenea o a doua categorie de obiective care privesc activitatea judiciară.
Aceste obiective se referă la o colaborare loială cu procurorii din cadrul secției judiciare pentru a asigura, pe de o parte, susținerea activității de reprezentare, iar pe de altă parte, pentru a asigura o analiză permanentă a cauzelor care au condus la restituirea dosarelor la parchet, ori la obținerea unor hotărâri de achitare. Nu m-aș limita însă la aceste aspecte negative din activitatea de urmărire penale, ce aș valorifica și soluțiile de condamnare, întrucât pentru a performa trebuie să pornim de la ceea ce s-a construit bine și să dezvoltăm mai departe. O altă categorie de obiective o reprezintă cele referitoare la modul de luare a deciziilor. Așa cum am precizat în cuprinsul proiectului, sunt adeptă unui management axat pe obiective și rezultate. În calitate de manager, procuror, șef este cel care trebuie să privească în primul rând spre interior, să-și cunoască colegii, să le cunoască punctele forte, stilul de lucru, greutățile, motivațiile, să le valorifice inteligența și aptitudinile, să identifice factorii care îi motivează, să îi coordoneze din punct de vedere profesional, fără a le afecta independența sau imparțialitatea, să asigure dezvoltarea capacității profesionale a procurorilor din subordine prin delegarea unor atribuții și determinarea asumării răspunderii. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, ca și procurorii din cadrul altor structuri specializate de parchet, sunt procurori cu experiență, care nu au nevoie de ghiduri sau de metodologii, ci de un procuror șef asumat, care să fie alături de ei atât în ceea ce privește obținerea unor rezultate favorabile, cât și în cazul unui eșec. Practic, am în vedere în luarea acestor decizii și faptul că informația presupune acțiune, acțiunea presupune analiză și în cele din urmă decizie. Deci, practic, consider în continuare că absolut toate aspectele se impun a fi discutate în cadrul secției colegii procurori, analizate și pe baza acestor analize luate decizii sau formulate mai departe propuneri către conducerea Direcției Naționale Anticorupție. O altă categorie de obiective sunt cele referitoare la resursele umane. Mare manager spun că un proces răsunător este cheia unui succes răsunător al proiectului, dar procesul reprezintă doar jumătate din ecuație, cealaltă jumătate a formulei constituind o conducere a oamenilor. Prin urmare, managementul resurselor umane, cel puțin la nivel de procuror și de secție, presupune în primul rând să reușești să motivezi și să responsabilizezi colegii. Am făcut referire anterior la ceea ce înseamnă, din punctul meu de vedere, a fi un manager al resurselor umane în cadrul secției pentru combaterea corupției, respectiv să repartizezi procurorii pe servicii în funcție de aptitudinile acestora, de specializarea lor, de experiența pe care o au, să-i susții în dezvoltarea activității profesionale și pentru a promova. O ultima categorie de obiective este cea legată de sistemul informațional, care, din punctul meu de vedere, presupune un flux al informației continue, atât pe vertical, atât de jos în sus, cât și de sus în jos. De asemenea, am în vedere îmbunătățirea climatului organizațional, consecința unei mai bune comunicări pe orizontale în cadrul instituției. Și aș încerca pe calea acestui sistem informațional eficient o comunicare a tuturor hotărârilor judecătorești de condamnare în vederea valorificării în activitatea profesională a procurorilor, precum și a celor de achitare și restituire, de asemenea pentru a elimina vulnerabilitățile. Cam acestea ar fi obiectivele pe care le propun și cred că în continuare răspund întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă. Dacă să încep eu, la fila 7 din proiect, scrieți așa. Astfel, raportul întocmit de Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept, adică Comisia de la Veneția, asupra standardelor privind independența sistemului judiciar, serviciul procuratorii, prevede la punctul 53 că independența procurorului nu este o valoare absolută și că, deși se admite nevoia ca un procuror să decidă asupra unui caz în virtutea conștiinței proprii, în egală măsură este important ca abordările procurorului să fie unele în acord cu felul în care s-a decis ca anumite principii și linii directoare să fie aplicate. Scrieți dumneavoastră.
De ce ați simțit nevoia să faceți aceste precizări? Știți că s-a simțit nevoia inclusiv la nivel de Comisie Parlamentară în 2017 și s-a modificat legislația în sensul schimbării paradigmei de independență de la independența procurorului. Procurorul este independent, în procuror este independent în ceea ce privește soluțiile pe care le redactează și în egală măsură știu că la un alt interviu o colegă a fost o colegă, a spus că eu nu am fost niciodată un procuror independent. Și legat de aceste chestiuni, de ce ați simțit nevoia să faceți aceste precizări? Credeți, într-adevăr, sau cum interpretați ceea ce spune Comisia la Veneția raportată la independența procurorului? Pentru că este foarte important la nivelul funcției pe care urmăriți să o ocupați, să înțelegeți și aș vrea să înțelegem cu toții ceea ce credeți. Din punctul meu de vedere, rolul procurorului este, pe de o parte, acela de a discuta cu colegii procurori, da, despre cauzele instrumentate, situații în care atunci când identifici o vulnerabilitate, atunci când identifici un act nelegal sau netemeinic, este normal mai întâi să-l pui în discuție, să ai o dezbatere juridică pe acest subiect. Asta nu înseamnă că afectezi independența procurorului în ceea ce privește desfășurarea activității de urmărire penală sau dispunerea unei soluții. Pe de altă parte, avem și o altă componentă. În situația în care fiecare dintre noi, atât procurorul șef, cât și procurorul de execuție, își menține punctul de vedere, procurorul șef este cel care trebuie să-și exercite atribuțiile prevăzute de lege și, prin asumare, să procedeze la infirmarea actului nelegal sau netemeinic. De aceea consider că există această independență a procurorului în ceea ce privește desfășurarea activității de urmărire penală și soluția dispusă, dar în același timp procurorul șef secție, ca și procurorul ierarhic, are această obligație de a-și exercita atribuțiile și de a dispune infirmarea unui act nelegal sau netemeinic. Asta ați vrut să spuneți aici? Da. Am înțeles. Sunteți, cred că, singurul procuror în activitate care a lucrat în fosta secție de investigare a infracțiunilor din justiție. Ați lucrat, de asemenea, anterior și ca procuror și ca procuror șef în Direcția Națională Anticorupție, când Direcția Națională Anticorupție încă investiga infracțiuni săvârșite, infracțiuni de corupție săvârșite de magistrați, și actual procuror la SUPC, investigând în special infracțiuni săvârșite de magistrați. Având în vedere această experiență voastră, dumneavoastră, credeți că modul în care s-a legiferat raportat la infracțiune de corupție săvârșită de magistrat și la infracțiune în general, cum e acum competența, era mai în regulă la prima instituție, la a doua sau la actuală? Este o întrebare grea. Este greu, nu am făcut niciodată o analiză a ceea ce a însemnat activitatea Direcției Naționale Anticorupție în ceea ce privește instrumentarea cauzelor acum ca obiect infracțiuni săvârșite de magistrați în paralel cu activitatea secției pentru investigarea infracțiunilor prin justiție și activitatea secției de urmărire penală pentru a vă putea spune acum care ar fi bilanțul unei astfel de analize. Ce pot să spun este că secția pentru investigarea infracțiunilor prin justiție părea a fi înființată ca o structură independentă, părea a fi o structură care poate performa raportat la experiența procurorilor care ar trebui să-și desfășoare activitatea în această structură, raportat la modalitatea de numire a acestora și, nu în ultimul rând, și la modalitatea de constituire a acestei structuri. Din păcate, însă, cred că a fost o abordare greșită, întrucât s-a pornit de la ceea ce s-a făcut, ce s-a realizat prost în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în loc să se pornească de la ceea ce s-a realizat bine în cadrul acestei instituții și să se dezvolte în continuare aceste aspecte pozitive. Un alt factor negativ, să zic așa, în ceea ce privește desfășurarea activității secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, l-a constituit și inexistența unui procuror șef ca secție care să fie numit, care să aibă puteri pe pline, care să fie partea unei echipe manageriale și care să aibă niște obiective determinate. De asemenea,
A existat și această controversă continuă între utilitatea și inutilitatea acestei secții, care a dus la o timurare a procurorilor din cadrul secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, la o prudență, să zicem, chiar excesivă în instrumentarea anumitor cauze. Bilanțul în ceea ce privește secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție nu este unul fericit. În ceea ce privește activitatea în cadrul secției de urmărire penală și criminalistică, aș putea spune că există deja o schimbare de paradigmă. Avem o conducere care s-a implicat în activitatea desfășurată de procurorii desemnați pentru instrumentarea cauzelor de corupție. Am avut susținere totală, am avut tot ceea ce este necesar unui procuror pentru a-și desfășura activitatea într-un mod normal. Și cred că și rezultatele s-au văzut. Rezultatele de la SLPC? Da, da. Am înțeles. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare. M-a spus să aleg între ce înseamnă activitatea în cadrul Secției Naționale de Corupție și activitatea în cadrul Secției de Urmărire Penală și Criminalistică. Ca procuror în cadrul Secției de Urmărire Penală, aș putea spune că activitatea decurge foarte bine în acest moment și că poate că procurorii desemnați pentru instrumentarea unor astfel de cauze pot performa. Are, vă mulțumesc. Am o ultimă întrebare. Ați fost un procuror care a făcut performanță la un moment dat în Direcția Națională de Corupție în anumiți ani. Pe de altă parte, au existat și foarte multe controverse care au devenit publice la un moment dat, raportat la activitatea noastră anterioară. A existat la un moment dat un raport făcut către inspecție, de către și un control la care dumneavoastră ați fost procurorul controlat și s-a spus că în fișetul nostru au fost găsite mai multe denunțuri formate de persoane cercetate de noastră pe care nu le-ați înregistrat și că au fost găsite obiecte pe care le-ați ridicat la percheziții și pe care nu le-ați predat în conformitate cu legea. Ce puteți să ne spuneți despre aceste alegații, să zicem? Cu scuzele de rigoare, aș vrea să vă spun că nu am fost un procuror care la un anumit moment dat am performat. Cred că am performat permanent și cred că rezultatele se văd în soluțiile de condamnare în care au fost discuse în toate cauzele instrumentate de către mine. Nu am lăsat în Direcția Națională Anticorupție în urmă cauze cu restituiri, nu am lăsat cauze în care să se dispună achitări. Ba, din potriva, am lăsat cauze în care în perioada următoare s-au dispus trimiteri în judecată și în care s-au și obținut condamnări, tocmai pentru că actele de urmărire penală au fost efectuate în mod legal și temeinic. În ceea ce privește raportul la care faceți referire, aș vrea să precizez că nu este, de fapt, un raport. Raportul de control al dosarelor instrumentate a fost unul distinct de cel la care faceți referire. A fost un raport care a fost întocmit de procurorul șef adjunct al direcției și a fost unul pozitiv. Un raport care a fost infirmat de către procurorul șef al direcției și dispusă refacerea acestui control, a fost refăcut controlul, aspectele semnalate nu au fost negative, concluziile au fost în continuare pozitive și au fost câteva recomandări referitoare la operativitatea în anumite cauze, raportat la volumul foarte mare de activitate. Vreau să spun că la momentul acela eu aveam în instrumentare 187 de cauze penale, dacă mă amintesc foarte bine, în condițiile în care media pe procuror la momentul respectiv în cadrul secției era undeva în jur de 30 de dosare. Din cele 187 de dosare, cred că în jur de 15 dosare erau cu măsuri preventive. Control judiciar, măsura arestului preventiv sau cu măsuri de supraveghere. La plecarea din cadrul Direcției Naționale Anticorupție nu am lăsat nicio măsură preventivă neprelungită, nu am pus colegii în posibilitatea de a administra în continuare probatoriul în cauz. În ceea ce privește identificarea acelor bunuri în fișetul care se spune că ar fi fost al meu, vreau să spun că, de fapt, așa cum s-a constatat pe urmă de către Inspecția Judiciară și așa cum este de altfel constatat acest aspect și într-o hotărâre judecătorească definitivă, fișetul respectiv nu era fișetul meu, iar bunurile respective nu erau depozitate de către mine în acel fișet. Domnul procuror, care a avut acele bunuri în posesie și acel polițist a aplicat chiar sigiliul pe bunurile respective sigilate și a asumat
practic aceste lucruri în cadrul cercetării disciplinare de la Inspecția Judiciară și lucrurile consider eu că au fost lămurite. În ceea ce privește denunțurile, așa zis, neînregistrate, a existat de asemenea o procedură disciplinară, a fost contestată rezoluția Inspecției Judiciare la instanța de judecată și există deja o hotărâre judecătorească definitivă. S-a constatat de asemenea că nu au existat denunțuri care să nu fie instrumentate și să fie lăsate în lucrare sau neînregistrate. Și o să vă dau un singur exemplu. Unul dintre denunțurile evidențiate la acel moment în raport era de fapt o ciornă a unui denunț care a fost listată și lăsată pe birou efectiv fără a mai fi tocată. În marea viteză în care s-a efectuat la acel moment inventarierea actelor aflate în birou, nu s-a mai realizat că de fapt este vorba despre o ciornă și că originalul acelui denunț, adică cel semnat, însușit de către denunțător, este înregistrat, că se regăsește la dosarul penal și că în dosarul penal respectiv există chiar măsuri de supraveghere tehnică dispuse. Nu este vina mea că nu am putut, parcă nu am avut posibilitatea să particip la predarea dosarelor penale aflate în instrumentare și a lucrărilor pe care le aveam în instrumentare. Poate dacă acest lucru mi s-ar fi permis, nu s-ar fi ajuns la aceste concluzii eronate ale unui act de control. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări. Da. Am și eu două întrebări să vă pun. Una este legată de carieră, cea de-a doua este legată de proiectul dumneavoastră. Revin la ceea ce s-a discutat aici ca răspuns la o întrebare adresată de către colegul meu și o leg de partea introductivă a proiectului dumneavoastră, în care în susținerea motivației de a candida, faceți trimitere la experiența pe care ați acumulat-o în funcția de procuror de-a lungul timpului la mai multe unități de parchet. Ați făcut trimitere la aceste performanțe și în cadrul proiectului, în cadrul interviului susținut la Ministerul Justiției. Și astăzi ați spus că ați performat în activitate în mod permanent, dacă am reținut bine, nu doar pe anumite perioade. În egală măsură, însă, atât în spațiu public cât și în mediile profesionale, s-a vorbit despre faptul că în activitatea pe care ați desfășurat-o în cadrul secției de investigare a infracțiunilor din justiție, dumneavoastră nu aveți soluții de trimitere în judecată în cauzele instrumentate în cadrul acestei secții. Cum ați putea răspunde acestor critici? Este adevărat că nu există soluții de trimitere în judecată în cauzele instrumentate în cadrul secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, însă consider că activitatea unui procuror nu poate fi măsurată doar prin rechizitoriile emise. A fost o perioadă dificilă, aș putea spune, cea în cadrul secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. O perioadă în care au fost preluate dosare cu anumită vechime de la toate structurile de parchet. O perioadă în care prioritățile au fost multiple. Pe de o parte, reducerea volumului de activitate, stocului de dosare vechi, a stocului de dosare în care intervenea prescripția. Au existat de asemenea, cred că două sau trei controle din partea Inspecției Judiciare. Fiecare dată prioritățile erau cu totul altele. Iar în această perioadă, și nu pot să vorbesc despre cauzele în lucru, sunt cel puțin trei dosare în care am început urmărirea penală, am dispus efectuarea în continuare a urmării penale față de suspecți pentru fapte de corupție. Dosarele urmează a fi finalizate. Da, mulțumesc. Și cea de-a doua întrebare este legată de proiectul dumneavoastră. Am remarcat că acesta este redactat în termeni foarte generali. Motiv pentru care simt nevoia să vă solicit astăzi să faceți o scurtă radiografie secției pentru șefia căreia candidați,
cu referire la performanțele secției, la resursele de care dispune, la aptitudinea acestei secții de a-și îndeplini rolul, la vulnerabilități, cu referire la date concrete de data aceasta. Secția de combatere a corupției din cadrul Direcției Naționale Anticorupție este, aș putea spune, etalonul acestei structuri. În cadrul acestei secții, dacă mă amintesc foarte bine, funcționează 19 procurori, schema fiind în prezent, cred că ocupată doar parțial, la număr de 11 procurori. Este o secție în care se instrumentează atât cauze care privesc efectiv corupția, cât și cauze care privesc infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție. În cadrul secției sunt organizate trei servicii, vorbim despre un serviciu de combatere a corupției la nivel înalt, un serviciu de combatere a infracțiunilor de corupție în mediul privat și un serviciu de combatere de efectuarea urmăririi penale în cazul infracțiunilor de corupție. Specializarea procurorilor pe servicii există, însă datorită faptului că nu există cauze de corupție care să nu fie legată de o infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție sau cauze de corupție la nivel înalt care să nu conducă spre o cauză de corupție la nivel mediu, practic mai toți procurorii din cadrul secției instrumentează cauze din toate domeniile. În ceea ce privește activitatea secției, nu am făcut o analiză a ceea ce înseamnă trimitere în judecată, achitări, întrucât proiectul meu este și va rămâne în continuare unul mai puțin critic. Provin din această instituție, știu că în cadrul acestei instituții se lucrează foarte mult și consider în continuare că rata achitărilor de peste 20% raportată la cauzele în care s-a dus trimiterea în judecată nu reprezintă o slăbiciune, să zic, un punct slab al acestei secții. Cred în continuare că această rată mare a achitărilor este datorată unei lipse de asumare și într-o mare măsură lipsei de eficiență a procurorilor șef care nu și-au exercitat atribuțiile în mod corespunzător în ceea ce privește verificarea legalității și demnității actelor de urmărire penale și a soluțiilor dispuse. În ceea ce privește restituirile, am aceleași concluzii, este același motiv pentru care practic nu am făcut o analiză și nu am, să zic, identificat ca și puncte slabe sau vulnerabilități ale secției aceste restituiri. În același timp, consider că nu sunt eu îndreptățită să analizez managementul procurorilor șef de secție din România, motiv pentru care m-am oprit în proiect la niște date generale. Da, eu nu am. Vă voi adresa două întrebări, una privitoare la carieră, una referitoare, se referă la proiect. Eficiența unui manager în general presupune un aspect atât formal cât și informal. Având în vedere cariera dumneavoastră, faptul că ați desfășurat activitate în cadrul DNA, că ați părăsit această instituție în condițiile știute, ce anume vă recomandă pentru conducerea secției pentru care candidat, și aici aș vrea să vă referiți strict la aspectele informale. Dacă îmi permiteți, aș solicita o completare a întrebării, în sensul de a preciza care sunt condițiile știute în care am părăsit instituția. Într-adevăr, ați fost eliberată din funcție, ați câștigat în instanță. Da, o să revin cu
aici cu o completare, dacă îmi permiteți. Nu am părăsit instituția în aceste condiții. A fost într-adevăr eliberarea mea din funcție, mă rog, prin ordinul procurorului șef direcției, contestat, revenită în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, obținut în instanță de asemenea, obținută anularea ordinului de revocare din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Plecarea mea din Direcția Națională Anticorupție este însă ulterioară, este în luna martie 2019 și a fost un act de voință proprie. Am plecat de la secția de combatere a corupției și am plecat pentru că la acel moment o parte din competența Direcției Naționale Anticorupție s-a desprins ducându-se către secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Deci am văzut-o ca pe o parte a activității în cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Ce mă recomandă pentru această funcție, în afară de experiența profesională, în afară de perseverența de care cred că am dat dovadă în acești ani și de asumarea și verticalitatea până la urmă în luarea deciziilor, aș putea spune că este tocmai faptul că am instrumentat aceste cauze de corupție care au stat la baza rapoartelor MCV, am instrumentat cauze de corupție la nivel înalt, care s-au soluționat cu condamnări ce au fost vehiculate ani de zile în presă și care au, aș putea zice că au ținut capul de afiș o anumită perioadă, chiar dacă aceste lucruri s-au uitat printr-un simplu, sau au fost șterse din memoria unora printr-un simplu ordin de revocare. Și următoarea întrebare, proiectul dumneavoastră are un caracter oarecum general și am și eu nevoie de anumite precizări. La fila 9, de la în cadrul oportunităților, menționați continuarea procesului de reformă a sistemului judiciar. La ce anume vă referiți exact? Întotdeauna există locul de... Structura Direcția Națională Anticorupție este în principal o direcție foarte bine organizată, deci are, aș putea spune, toate condițiile pentru a performa, dar întotdeauna există locul de mai bine. Și atunci când mă refer la reforma sistemului judiciar și în ceea ce privește lupta anticorupție, mă refer la faptul că se impun anumite modificări legislative în ceea ce privește competența Direcției Naționale Anticorupție, care a fost mult redusă în ultimii ani. Și acest aspect are consecințe directe asupra indicatorilor statistice ai Direcției Naționale Anticorupție. Mă refer la faptul că este nevoie de o lărgire a schemei de procurori pentru ca fiecare procuror să se poată apleca asupra cauzelor pe care le are instrumentate. De una să te ocupi de două, trei dosare pe care le-ai în lucru și este cu totul altceva, să ai 30 de cauze în care trebuie să desfășori activitățile operative. Mă rog, cam astea ar fi prioritățile. Întrebarea era de ce e o oportunitate și ce e oportunitate? Pentru că lupta anticorupție constituie în continuare o prioritate, este prevăzută ca și obiectiv prioritar în strategia anticorupție pentru perioada 2021-2025 și, în mod cert, există posibilitatea îmbunătățirii cadrului legislativ în cadrul acestei strategii de combatere a corupției. Mulțumesc! Aș avea și eu două, trei întrebări. Bună ziua, doamnă procuror! Cred eu că pentru a stabili niște obiective pentru o funcție pentru care candidezi, trebuie să cunoști foarte bine structura respectivă la momentul candidaturii. Și aș vrea să revenim cumva la circumstanțele actuale în care se desfășoară activitatea în cadrul secției de combatere a corupției. Am observat în proiect că rețineți la puncte slabe insuficiența resurselor umane, schema de personal incomplet ocupată, făcând trimitere cumva la niște cifre valabilă pentru anul 2022, o schemă de 19 procurori, ocupată în mare parte în anul 2022 cu un număr de 11 procurori. Cam care e situația la momentul ăsta, pentru că a trecut un an aproape de la
finalizarea anului 2022, cam care e numărul de procurori la momentul ăsta în secția de combatere a corupției, cam care este încărcătura de procurori, pe procurori la nivelul secției și cumva dacă schema este configurată raportat la ultimele modificări, pentru că, dacă stau un pic să mă gândesc, în ultimii ani DNA a pierdut din competență cel puțin două categorii de dosare, infracțiunile săvârșite de magistrați și de asemenea prin declararea neconstituționalității acelei posibilități de a păstra în instrumentare disjungeri din dosarele de competență a DNA-ului. Cam care ar fi situația la momentul ăsta, raportat la numărul de procurori, necesarul de procurori, încărcătura de procurori? Nu aș putea să dau date exacte, întrucât provenind din afara structurii, nu am solicitat astfel de date, însă, din câte știu, numărul de procurori în cazul secției este de asemenea 19, cel prevăzut pe schemă. Cred că, în ceea ce privește funcțiile ocupate, nu am intervenit modificări. Încărcătura pe procuror, cred că este între 20 și 30 de dosare pe procuror. În ceea ce privește competența și modul în care aceste modificări ale competenței au influențat activitatea secției pentru combaterea corupției în ultimii ani, aș vrea să fac următoarele precizări. Infracțiunile săvârșite de către magistrați nu au reprezentat o pondere semnificativă în activitatea desfășurată de Direcția Națională Anticorupție. De asemenea, cauzele în care se dispune disjungerea și care urmarea deciziei Curții Constituționale nu mai pot fi păstrate, nu reprezintă de asemenea o pondere semnificativă, întrucât procurorii au opțiunea de a instrumenta cauzele în totalitate, fără a mai recurge la aceste disjungeri succesive, care nici nu știu dacă ar fi foarte utile cauzei. Pe de altă parte, nu sunt nici într-un caz adepta menținerii unei scheme restrânse doar pentru faptul că s-a redus competența Direcției Naționale Anticorupție și am în vedere faptul că instrumentarea cauzelor de corupție presupune de cele mai multe ori activități urgente, măsuri de supraveghere tehnică, activități care nu pot fi efectuate concomitent în mai multe cauze. Și atunci, dacă putem să îmbunătățim activitatea Direcției Naționale Anticorupției printr-o lărgire a schemei și printr-o scădere a numărului de dosare pe procuror, cred că este un aspect pozitiv și nu negativ. Înțeles. Legea prevede pentru candidaturile la aceste funcții și depunerea unor lucrări relevante din ultimii 5 ani de carieră. Ați depus în acest sens lucrările, numeric, lucrările prevăzute de GEBA, cred că ați depus una sau două peste număr. Am observat într-adevăr că nu există niciun rechizitor printre acestea. Ați făcut referire la acest subiect, nu vreau să insist. În egală măsură am observat că printre aceste lucrări sunt câteva efectuări în continuare a urmăririi penale. Trei, de exemplu, din anul 2019. De asemenea, observ că aveți o ordonanță de instituire a unei popriri, de asemenea, din 2020. Ați finalizat aceste dosare? În ceea ce privește ordonanța de poprire, nu aș putea să vă mai spun dacă dosarul a fost finalizat, era într-un stadiu avansat, însă urmarea schimbării competenței, acest dosar cred că a ajuns la un parchet de curte de apel. Cu referire la celelalte două dosare, cele din 2019, aș putea spune că unul dintre ele este în stadiu de finalizare. Nu a fost finalizat până la acest moment, întrucât am fost în imposibilitatea efectuării unei expertize psihologice care ține de esența, practic, activității de urmărire penală în acest dosar. În ceea ce privește celălalt dosar, este adevărat că nu a fost finalizat. Au fost aceste discuții în ceea ce privește prescripția. Urmează să fac o analiză în următoarea perioadă și să-l soluționez. Era normal, consider eu, să așteptăm și să vedem cum se tranșează această problemă a prescripției pentru a dispune o soluție legală și temeinică. Erau trei dosare din 2019. Dar nu insist, pentru că, într-adevăr, v-aș cere prea mult să vă aduceți aminte pe mine.
O singură întrebare m-am. De fapt, ar fi o nevoie de clarificare, pentru că am urmărit interviul dumneavoastră de la Ministerul Justiției. Și aș vrea să-mi clarificați cumva un răspuns pe care l-ați dat la întrebarea: puteți indica două riscuri pe care le anticipați și soluțiile, evident, vizând secția de combatere a corupției pentru a cărei șefie candidați. Răspunsul dumneavoastră a fost: principalul risc în activitatea oricărui procuror, nu numai în activitatea unui procuror șef, este superficialitate. Tendința de a privi înaintea lucrării procurorul din fața ta. Recunosc faptul că nu am înțeles ca care ar fi tâlcul acestei afirmații. De asemenea, cumva analiza mea a plecat de la faptul că este prima dată când aud o astfel de abordare, că principalul risc în activitatea unui procuror este superficialitatea. Da, și să vă explic și la ce m-am referit. Poate nu a fost o exprimare tocmai fericită. M-am raportat strict la funcția, la procurorul șef de secție, care în virtutea relațiilor de colegialitate, a experienței acumulate în decursul timpului alături de colegii săi, la un moment dat are tendința poate de a nu mai citi actele procurorului respectiv, pentru că știe că este un procuror competent, pentru că știe că este un procuror aplicat asupra cauzei și care performează. Și prin această superficialitate pe care mi-o asum, adică mă refeream strict la mine, s-ar putea ajunge la trimiterea în judecată a unei persoane pe baza unor facturi incomplet sau având în dosarul respectiv o vulnerabilitate, o nelegalitate a unui act de urmărire penală, care datorită acestei situații nu a fost identificat. Și considerați în continuare că pentru un procuror șef secție acesta este cel mai mare risc? Este un risc. Bună ziua! Da, un procuror. Considerați că avem o problemă cu corupția în România? Corupția în România există așa cum există în toate statele europene. Eu nu aș putea spune și n-aș spune niciodată că este o corupție sistemică, întrucât o corupție generalizată, întrucât ar însemna să contest rezultatele luptei anticorupție din perioada 2022-2000 până în prezent. Nu pot să spui că ai fost eficient în ceea ce privește combaterea corupției, că ai avut rezultate, că Direcția Națională Anticorupție a fost o instituție eficientă și în același timp să spui că în România corupția este una generalizată. Nu, eu îmi trebuie că dumneavoastră considerați o problemă cu corupția în România. O corupție, v-am spus, asemănătoare corupției care există în toate statele Uniunii Europene. Din moment ce avem un organ specializat în combaterea corupției, unii ar putea spune că avem o mare problemă cu corupția. Considerați că acest organ specializat are resursele și mijloacele necesare să combată corupția? Absolut. Direcția Națională Anticorupție este o instituție solidă, este o instituție care dispune de toate resursele materiale și umane necesare pentru a combate corupția. Și la acest moment își face treaba? Personal consider că da. Deci asta mai avea ceva de îmbunătățit sau considerați că mergeți ca și de secție ca să mențineți actualul trend de luptă? Pentru că mai există loc de mai bine. Deci, în mod cert, cred că lucrurile pot fi îmbunătățite. Sub aspectul managementului sau inclusiv sub aspectul resurselor și a mijloacelor pe care le puteți aduce în această instituție? În primul rând, sub aspectul managementului. Pentru că procurorul șef de secție trebuie să fie alături de colegii săi și să acționeze, în primul rând, ca un procuror de execuție. Am spus-o și în cadrul interviului de la Ministerul de Justiție și mențin această opinie. Procurorul șef de secție trebuie să fie un procuror asumat. Trebuie să fie alături de colegii săi, trebuie să își asume alături de ei rezultatele muncii și atunci când acestea sunt negative, iar eu nu aș sta niciodată pe gânduri să intru alături de un coleg într-una dintre cauzele, știu eu, în care se resimte presiune mediatică sau are temeri pentru a merge mai departe. Pentru că asta înseamnă susținerea acordată unor colegi. Și mă rând pe aceeași idee, în privința independenței colegilor procurori. După cum știm, legea prevede independența procurorului în
pronunțarea unei soluții în dosar. Considerați că procurorul trebuie să fie independent și în etapele de urmărire penală care premerg acea soluționare a dosarului? Absolut. În urmare, o practică care obligă procurorul să raporteze procurorului șef referatele prin care solicită mandate de supraveghere ar fi ilegală? Nu cred că există o practică de raportare a mandatelor de supraveghere procurorului șef. Cred că este mai mult o chestiune de informare până la urmă. Cred că este normal ca la nivelul unei structuri de parchet să există o bază de date unitară. Astfel încât atunci când ai o cauză în instrumentare la un procuror și o altă cauză în instrumentare la un alt procuror, să nu ajungi, așa cum s-au ajuns în alte situații, la suprapunerea obiectului celor două cauze. Să nu ajungi ca ambii procurori să aibă mandate de supraveghere cu privire la aceleași infracțiuni și aceleași fapte concomitent. Pe de altă parte, există și situația în care anumite informații dintr-o cauză penală și codul de procedură penală permite acest aspect, pot fi utilizate într-o altă cauză penală. Înregistrările efectuate în baza unui mandat de supraveghere tehnică în măsura în care sunt utile într-o altă cauză pot fi folosite în cauza respectivă. Și atunci mi se pare normal ca o astfel de bază de date să existe. Dar n-aș percepe nici într-un caz ca pe o raportare a măsurilor de supraveghere tehnică, pentru că nici nu cred că ar fi posibilă. Procurorul este de multe ori pus în situația de a emite o ordonanță provizorie. Eu nu cred că ar putea să emite o ordonanță provizorie după ce îl informează pe procurorul șef, după ce îi raportează. Știți, eu astăzi am de emis o ordonanță provizorie, la ora D o să emit această ordonanță. Nu, eu cred că este doar o chestiune informală. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar vezi, există procurori și șefi de structuri în țară care au același rol de a împiedica asemenea situații, pe cum sunt cele prezentate dumneavoastră. Întrebarea era dacă o centralizare, inclusiv a propunerilor, nu numai a mandatelor de supraveghere, și nu mă refer doar la supraveghere tehnică, încalcă într-un fel independența procurorului în condițiile în care aceste, inclusiv aceste referate, aceste propuneri pot fi supuse în control de legalitate către procurorii ierarhici superiori, care în cele multe cazuri nu sunt procurorii șef de servicii sau propun să dumneavoastră sau vreți să fiți dumneavoastră procuror șef de secție, ci nu este procurorul șef al direcției. Ori o asemenea procedură de a centraliza aceste referate, considerați că este conformă cu legea sau ar putea pune în discuție o încălcare a independenței procurorului în soluționarea dosarului? Țin aceeași opinie. Nu cred că este de natură a încălca independența procurorului. Cred că are doar un rol informal și cred că este necesară pentru operaționalizarea activității direcției. Am înțeles. Și o ultimă întrebare. Există posibilitatea legală, recunosc că am anumite limite în cunoașterea legii, poate mă lămuriți dumneavoastră, există posibilitatea legală de a cenzura drepturile circulate unor persoane pe teritoriul României sau în afara teritoriului României, fără a fi luat o măsură preventivă împotriva acelor persoane? Este o întrebare foarte personală. Vreau să spun că vă mulțumesc pentru că este o întrebare pentru care aș fi participat la această procedură chiar dacă nu mi-aș fi dorit să ajung procuror șef secție. Este rar ți se oferă posibilitatea să explici anumite situații. Situații care s-au rostocolit și care nu au făcut niciodată obiectul unei analize obiective. Ca procuror există situații în cariera ta în care trebuie să iei anumite măsuri cu privire la care ești conștient că îți vor afecta cariera. Însă, atunci când este vorba despre viața sau integritatea unei persoane și mai ales a unui copil, nu voi sta niciodată pe gânduri să iau o măsură care să asigure pentru acel copil integritatea și siguranța. La acel moment despre care se vorbește, despre restricționarea acelui drept la liberă mișcare, la liberă circulație, vreau să spun că aveam în față un dosar în care existau
foarte multe falsuri, o întreagă documentație de adopție bazată pe falsuri, falsuri care au fost constatate pe cazul locale unor expertize. Aveam în față o autoritate care avea atribuții în realizarea adopției și care nu putea, nu-și cunoștea nici măcar atribuțiile. Aveam practic mai multe informații și, și date privind neclarități între actele de stare civilă și înregistrările acestor acte de stare civilă în bazele de date. Ca urmare, singura posibilitate la acel moment era nu cum s-a vehiculat restricționarea dreptului la liberă circulație, ci ridicarea acelui pașaport de la serviciul pașapoarte și nu de la titularul acestui pașaport în vederea efectuării de verificări. Dacă îmi amintesc foarte bine, în legislație se prevede că un pașaport emis și neeliberat nu restricționează în niciun caz libertatea de mișcare a persoanei respective, întrucât există oricând posibilitatea eliberării unui alt act de această natură în condiții de legalitate pe baza unor documente care se corespundă cu datele ce erau înregistrate practic în sistemul informațional. Nu pot să spun că sunt mândră de această hotărâre judecătorească prin care s-a constatat încălcarea dreptului la liberă circulație, dar în același timp nu pot să nu evidențiez că există două hotărâri judecătorești contradictorii, că la momentul respectiv, practic, nu au posibilitatea de a-mi expune punctul de vedere, întrucât propunerile pe care le-am transmis parchetului general la acel moment pentru a fi avute în vedere un, să zic așa, niște concluzii scrise au fost restituite cu notă observatorie. Ba mai mult, la acel moment am invocat, și dau cu titlul de exemplu, inclusiv lipsa competenței după calitatea persoanei ai în alte curs de casație și justiție. Am primit de asemenea notă observatorie, deși ulterior, chiar procurorul general pe același raționament a promovat un recurs în interesul legii, care a fost și admis. Da, nu m-am întrebat, tocmai mi se pare că suntem într-o procedură în care nu vreau să intrăm în chestiuni care au făcut obiectul unor controverse, dar înțeleg, dar totuși am senzația că nu mi-ați răspuns la întrebare. Un efectul juridic al măsurii luate a fost acela de a restricționa posibilitatea unei persoane de a părăsi teritoriul țării și din puținele mele cunoștințe drept procedural penal știu că o asemenea măsură poate fi luată, dar în condiție că există o măsură preventivă de control judiciar, ceea ce mi-aduc aminte să se întâmplă. Insist în continuare în aceeași susținere. Nu a existat nicio măsură de restricționare a libertății de mișcare. A fost ridicat un pașaport care nu era eliberat. Am înțeles. Și acel act putea fi reemis în condiții de legalitate oricând. Potrivit legii. Da, înțeles. Mulțumesc. Și avea și eu două întrebări. Ați identificat în proiectul nostru mai multe sectoare prioritare pe care ar trebui să se concentreze efortul investigativ în lupta contra corupției. Fiind la sentimentul nostru în ceea ce privește enumerarea celor sectoare de activitate, întrebarea mea ar fi cum ați vedea în concret realizată această prioritizare și care ar trebui să fie rolul procurorului șef de secție în stabilirea unor acțiuni de priorități. Pentru că este, cred că, una dintre principalele provocări pe care le ai în funcțiile de management la nivel înalt, cum să realizezi această trecere de la o activitate recurentă în care soluționezi și ești nevoit să soluționezi dosare pe măsura registrării lor, fără a avea neapărat un control direct asupra dosarelor care urmează să-ți intre pe masă, către această necesitate de a te concentra pe unul, două, trei sectoare de activitate la un moment dat, pe care le consideri cu adevărat cele mai importante în lupta de combatere. Cum ați vedea realizată această prioritizare, fără să am pretenția că am eu o soluție în acest sens, dar chiar sunt curios cum vedeți dumneavoastră o rezolvare la această dilemă. Așa cum am arătat, de regulă, corupția este asociată cu resursele financiare.
informațiile privind marile proiecte în domeniile esențiale de activitate, sănătatea, transporturile, mediul, sunt informații publice. De regulă, așa cum am arătat, procurorii care funcționează în cadrul acestor structuri specializate, având în spate o experiență de ani de zile sau, mă rog, poate mai puțin, în instrumentarea anumitor cauze, cunosc deja care sunt societățile participante, firmele participante la realizarea unor astfel de proiecte și, ca urmare, cred că pot identifica foarte ușor raportat la... Nu foarte ușor, dar, mă rog, există această posibilitate raportat la informațiile publice privind procedurile de achiziție și realizarea acestor proiecte, anumite vulnerabilități, iar anumite situații, indicii de corupție. Spun asta întrucât am desfășurat activitatea foarte mult în ceea ce privește sectorul infrastructurii rutiere, după 3-4 ani, să zic, de activitate în acest domeniu, știam deja care sunt firmele care au potențial în săvârșirea unor infracțiuni de corupție, știam care sunt vulnerabilitățile într-o asociere care participa într-o procedură de achiziție și atunci este foarte ușor să te duci spre proiectul care prezintă vulnerabilități și de aceea am spus că o mare provocare o reprezintă tocmai acest rol proactiv. Și totodată ați menționat necesitatea asigurării colaborări și comunicări eficiente între procurorii de urmărire penală și cei care asigură funcția de reprezentare. Din nou, de acord cu această viziune, cum vedeți, în schimb, depășită reticența unor colegi de la urmărire penală, în general, de a furniza anumite informații colegilor de pe judiciar? Ar trebui și ar fi oportună o dispoziție scrisă a procurorului ierarhic superior, o procedură de transmitere eventuală a datelor acestor informații, să zicem, referate de percheziții, de obținerea MST-urilor, prea în prealabil către procurorul de judiciar care urmează să intre în susținerea acestor propuneri? Eu cred că această reticență în transmiterea datelor către procurorul de judiciar nu există în situația în care canalul de comunicare ar fi unul simplificat, ar fi unul direct. Există această reticență în condițiile în care practic comunicarea s-ar realiza prin intermediul altor persoane care ar avea la rândul lor acces la aceste informații nepublice. Personal consider că este util un astfel de ordin, dar în același timp cred că și în lipsa unui astfel de ordin această relație între procurorii de la urmărire penală și procurorii de la judiciar se poate realiza, această colaborare, iar eu personal pot să spun că am avut o colaborare foarte bună cu procurorii de la judiciar din cadrul secției judiciare a Partidului de Plan de Înaltă a Curții de Casație și Justiție și nu am întâmpinat niciodată probleme în acest sens. Mai sunt întrebări? Nu. Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc și eu. Suntem în privința secției de astăzi cu ultimul candidat, vă rog, doamna Sfântul. Este propunerea de numire a domnului procuror Adrian Petre Todoran în funcție de procuror șef al secției de combatere a criminalității organizate din cadrul DICOT. Mulțumesc. Domnul procuror, secția vă invită să vă prezentați proiectul de management pe care l-ați redactat în vederea ocupării funcției de procuror șef secție și să încercați să vă îndargați în 30 de minute. Da. Și încercați să vă axați pe obiective mai mult. Sigur, mulțumesc. Am să încep prin a vă prezenta câteva date privind parcursul profesional pe care l-am avut până în prezent. Astfel, după absolvirea Institutului Național al Magistraturii în cursul anului 2010, am fost repartizat să îmi desfășor activitatea în cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Cornetu, unde am avut șansa de a soluționa numeroase cauze privind vastă majoritatea infracțiunilor date în competența parchetului local. Începând cu luna martie 2017, mi-am început activitatea în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, structura centrală, unde am activat inițial în cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Economico-Financiare. Ulterior am fost transferat spre sfârșitul anului 2019 în cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, iar de la înființarea serviciului și până în prezent îmi desfășor activitatea în cadrul Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane.
Consider că în această perioadă de timp am acumulat suficientă experiență profesională pentru a exercita funcția pentru care candidez și afirm acest lucru decât că am soluționat o multitudine de cauze având ca obiect majoritatea infracțiunilor date în competența secției și am dispus trimiterea în judecată a unui număr considerabil de persoane, de inculpați, având o medie anuală de aproximativ 70 de inculpați trimiși în judecată. Activitatea ce a fost remarcată și de conducerea DICOT și evidențiată prin acordarea unor diplome prin rezultatele deosebite pe care le-am avut în activitatea desfășurată în anii 2020 și 2022. Cu privire la proiectul de management, vreau să vă expun punctele tari și vulnerabilitățile și ulterior obiectivele pe care mi le-am propus. Nu înainte de a vă expune anumite date statistice privind activitatea desfășurată de secția de combatere a criminalității organizate în anii 2022 și 2023 și am ales să vă prezint principalii indicatori de eficiență a muncii noastre și anume numărul inculpaților trimiși în judecată și valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsura sigurătății. În anul 2022 au fost trimiși în judecată 338 de inculpați, dintre aceștia 125 în stare de arest, iar valoarea totală a bunurilor disponibilizate la nivelul secției a fost de aproximativ 350 de milioane de euro. Până la data de 30 ianuarie 2023 au fost trimiși în judecată 144 de inculpați, 73 în stare de arest, iar valoarea totală a bunurilor disponibilizate prin măsuri asigurătorii la nivelul secției a fost de aproximativ 230 de milioane de euro. Cu privire la punctele tari identificate, am să fac doar o trecere în revistă, n-am să detaliez prea mult, pentru că sunt sigur că ați lecturat proiectul și ați vizionat interviul din cadrul Ministerului. Și anume, specializarea procurorilor în investigarea categoriilor de infracțiuni date în competența secției, experiența profesională a procurorilor și a grefierilor din cadrul secției, posibilitatea creării unor echipe de procurori ce pot investiga anumite cauze ce implică o complexitate sporită, buna cooperare interinstituțională dintre procurorii secției și organele de poliție din cadrul structurilor MHI, existența unor lucrători cu curte judiciare detașați în cadrul DICOT, excelenta relaționare a procurorilor din cadrul secției cu procurorii din cadrul Serviciului de Cooperare, Reprezentare și Asistență Judiciară Internațională și folosirea extinsă a instrumentelor de ocupare internațională. Aici mă refer la Ordinul European de Anchetă, acordurile privind constituirea unor echipe comune de anchetă, comisia rugătorii internaționale, valorificarea relației cu membrilor just și, nu în ultimul rând, utilizarea fondurilor Eurojust. Tot un punct tare identificat ar fi înființarea serviciului de combatere a traficului de persoane în cadrul secției și preocuparea sporită a procurorilor în soluționarea dosarului privind traficul de persoane. Efortul acestora a permis ca în cursul anului 2022 Departamentul de Stat al SUA să ridice ratingul de țara României în domeniul combaterii traficului de persoane la nivelul 2. Un alt punct tare ar fi utilizarea specialiștilor din cadrul Biroului Tehnic și de Criminalistică și din cadrul Biroului pentru Coordonarea Activităților Tehnice de Specialitate în ceea ce privește punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică și punerea în executare a mandatelor de perfecție informatică. Ceea ce privește punctele slabe, am identificat fluctuația de personal în principal de procurori, creșterea complexității cauzelor date competența și o foarte mare de activități investigative și de urmărire penală, în consecința cadrului legislativ și practica judiciară neunitară la nivelul instanțelor de judecat, ci insuficientă investigare a infracțiunilor de spălare a produsului infracțiunilor obținut din infracțiunile predicate date competența secției. În ceea ce privește obiectivele pe care mi le-am propus, am structurat aceste obiective în obiective imediate și obiective pe termen mediu și lung. Cu privire la obiectivele imediate, țin să vă precizez că mi-am propus soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil și cu respectarea principiului celerității procesului penal, ceea ce ar presupune instituirea managementului de caz prin întocmirea planului de activități, fixarea unor termene rezonabile de realizare acestora și monitorizarea îndeplinirii acestora de către organele poliției judiciare, monitorizarea cauzelor în funcție de vechimea lor și stabilirea unor planuri de măsuri concrete când se constată deficiență în activitatea de urmărire penală, bineînțeles, soluționarea cu celeritate că se poate de rapida dosarul mai vechi de 5 ani existent pe rolul secției. Crearea unui sistem de repartire transparentă și echilibrată a dosarului fiecărui procuror și urmărirea soluționării dosarului în ordinea vechimii și importanței lor.
Totodată îmi propun eficientizarea activității de urmărire penală prin colaborarea cu organele specializate în colegia de informații și ofițerii de poliție judiciară delegați în cauzele secții, prioritizarea anchetelor privind contrabanda calificată și traficul de migranți comise de grupul de criminalitate organizată, demararea investigațiilor financiare încă de la debutul urmăririi penale în cauzele care se impun astfel de investigații, totodată se impune încă la începutul anchetei penale solicitarea date și informații pentru identificarea activului în străinătate prin intermediul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Disponibilizate, implementarea unui sistem prin munca echipa procurorului în cauză cu un grad ridicat de complexitate și care vizează grupări infracționale cu număr mare de membri. În acest sens se impune comunicarea, un dialog cu procurorii secției în vederea identificării cât mai aproape de momentul sesizării a unor astfel de cauze pentru a fi alocate resurse umane și materiale suplimentare. Analizarea și valorificarea în timp util și în mod complet a informațiilor prin utilizarea maximă a lucrătorilor de poliție judiciară și a celor din cadrul biroului tehnic și de criminalistică. Totodată îmi propun luarea deciziilor într-un cadru transparent cu justificarea adecvată în alegerea acestora și fundamentarea deciziilor din modul de organizare și funcționare a secției prin urmarea unui proces de consultare a procurorilor. Asigurarea independenței procurorilor în efectuarea urmării penale în cauzele partizate ar presupune luarea deciziilor motivat cu preponderent în formă scrisă, repartizarea cauzelor cu respectarea principiului specializării procurorilor și în funcție de gradul de complexitate al cauzelor și de gradul de încărcare a procurorii respective. Respectarea principiului continuității procurorilor în desfășurarea activității de urmărire penală și implicarea efectivă a conducerii secției în organizarea activității și sprijinirea procurorilor cu funcție de execuție, atunci când complexitatea cauzei impune astăzi acțiune, inclusiv prin efectuarea urmăririi penale aceste cauze alături de procurorul desemnat inițial. Mai propun creșterea gradului de comunicare între structura centrală, structurile teritoriale a direcției și menținerea unei legături strânse cu procurorii serviciului judiciar pentru a cunoaște evoluția dosarului de urmărire penală în fazele de judecat. Totodată, realizarea unui act de urmărire penală transparent și cu respectarea exigențelor legale prin exercitarea către procurorul șef a prerogativelor confruntate cu cele mai înalte rigori prevăzute de lege referitoare la exigențe de calitate a actelor de urmărire penală și respectarea drepturilor participanților în procesul penal. S-ar mai impune o abordare mai activă în ceea ce privește instituirea măsurilor asigurătorii prin creșterea rolului activ în procesul de recuperare a prejudiciilor produse prin infracțiuni, de confiscare a produselor infracționale și motivarea procurorilor pentru a acorda o atenție sporită urmăririi și disponibilizării bunurilor obținute prin săvârșirea de infracțiuni, în special prin cooperarea cu ANABI și cu Oficiul Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor. Pe termen lung, îmi propun asigurarea unui climat de lucru bazat pe dialog, respect și profesionalism, studierea practicii la nivelul direcției și la nivelul instanțelor de judecată pentru a se constata dacă există cauze soluționate neunitar și acestea ar fi la acest obiectiv ar presupune și organizarea unor întâlniri cu sau ședințe cu procurorii serviciului judiciar. Organizarea unor întâlniri și dezbateri profesionale și diseminarea unor materiale pentru realizarea obiectivului anterior, inclusiv prin dezvoltarea unei cooperări eficiente între procurorii secției și cei din structurile tradiționale pe parchet, acolo unde competența este partajată. Pregătirea profesională continuă a procurorilor din cadrul secției, dar și din cadrul structurilor teritoriale, pentru specializarea pe domeniul de activitate. Nu în ultimul rând, îmi propun eficientizarea activității acestor structuri teritoriale, inclusiv prin realizarea unor controle semestriale menite să constate deficiențele, dacă acestea există. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Pentru sesiune de întrebări. Am să încep eu. Prima oară să merg în ceea ce privește analiza pe care ați făcut-o a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și a riscurilor sau amenințărilor. Cu observație, pentru că ultimul punct tare e de fapt o oportunitate, două dintre punctele slabe sunt de fapt amenințări, toate oportunitățile pe care le-ați scris sunt puncte tari, iar la riscuri, cu excepția unuia, sunt în regulă. Vreau să vă întreb, raportat la obiective pe care v-am solicitat să vă raportați mai mult la acestea. Și ați scris ceva de obiective strategice.
Nu apare nicăieri în proiectul dumneavoastră strategia de combatere a criminalității organizate. Sunt, cred, considerați că acolo există sau ar putea exista obiective de natură strategică care să fie opozabile funcție pe care vă doriți să o ocupați? Opozabile? Nu, nu cred că ar exista. Dar sunt anumite puncte care ar putea sprijini activitatea secției. Uh-huh. Și mă gândesc aici la, și la includerea achizitorilor din fondurile PNRR pentru echipamente de înregistrare, supraveghere audio-video, dotarea a camerelor de anchetă și numai atât, pentru achiziționarea unor softuri care sunt absolut necesare în percheții informatice, de exemplu, în momentul de față. Bun, dar strategia de combatere a criminalității organizate stabilește niște obiective. Vă sunt cunoscute? Obiective ar fi diminuarea fenomenului infracțional. Competența secției. Asta ne propune și noi și la asta ne-am angajat. Bun. Spuneți așa, că una dintre riscuri este prevederea în legislația penală unor limite de pedeapsă nejustificate reduse în cazul unei infracțiuni. La ce vă referiți? Mă refer la infracțiunea de trafic de persoane, de exemplu. Are o pedeapsă în forma simplă de la 3 la 10 ani. Infracțiune care absorbe, după cum știți, infracțiunea de lipsire de libertate, în unele cazuri infracțiune de viol, victimele traficate sunt practic supuse în mod repetat unor viol. Deci o victimă de nu-și consimțământul la exploatare presupune un viol și atunci mi se pare că maximul special este mult prea mic. Ar putea fi o amenințare, inclusiv modalitatea în care legiuitorul a ales să sancționeze mai nou contrabanda la alineatul 3? Nu văd o amenințare. A fost opțiunea legiuitorului să pună în acord legislația cu decizia Curții Constituționale. A afectat în vreun fel activitatea secției pe care l-am vrut să o conduceți? A afectat activitatea, dar trebuie să ne plagiem și să încercăm să rezolvăm conform legii. Cam. Da. Mi s-a părut o idee foarte bună o eventuală explicație a dorinței noastre de a candida. Am văzut că aveți undeva la vreo mai mult de 3 pagini. Problema este că în cele mai multe dintre motivele pe care dumneavoastră le-ați explicat uneori de 2 sau de 3 ori, faceți referire la aceleași aspecte pe care le menționați la punctele tari. Și atunci, dacă există ca puncte tari, vă propuneți să faceți același lucru și dumneavoastră sau să le îmbunătățiți? Propun să le mențin și eventual să le îmbunătățesc, da. Siguranță. În regulă. Mai există o chestiune. Știți foarte bine că în ceea ce privește în special secția întâi din cadrul DICOT, există foarte, foarte multe întâlniri de coordonare sau gituri unde ca procuror șef secție ar trebui să fiți prezent. Veți reuși să stăpâniți o eventuală conversație într-o limbă de circulație internațională? În limba engleză, cu siguranță. Da? Are. Mulțumesc mai mult. Mulțumesc. Da. Eu am o întrebare legată de cariera dumneavoastră. Am văzut traseul profesional și am dorit să știm dacă ați deținut vreodată în cariera dumneavoastră o funcție de conducere la unitățile de parchet la care ați... Nu, n-am deținut. N-ați deținut. Apreciați... Scuze. Doar funcție de execuție. Apreciați că ați putea avea o dificultate în exercitarea funcției de conducere pentru care candidați lipsa acestei experiențe într-o funcție de conducere? Cu siguranță, dificultăți vor exista, dar trebuie să trecem peste ele și, după cum bine știți, orice lucrare în început. Care este relația pe care o aveți cu colegii dumneavoastră? Da, relație foarte bună. Am spune chiar cu unii dintre ei de prietenii. Deci apreciați că relația
bună cu colegii. Există o relație colegială extrem de bună în DICOD. Vă va ajuta cumva să treceți peste... Nu, nu. Și experiența căpătată de-a lungul timpului, și relația cu colegii, sigur, și cu conducerea structurii. Am înțeles. Legat de proiect, la pagina 33, acolo unde vorbiți despre obiectivele propuse pentru realizarea atribuțiilor de serviciu, la punctul obiective imediate, la punctul 6 vorbiți de realizarea unui act de urmărire penală transparent. La ce anume vă referiți când vorbiți despre un act de urmărire penală transparent? Ce ați avut în vedere? Am avut în vedere, în primul rând, motivarea soluțiilor de infirmare a unor acte de urmărire penală atunci când se impune. O motivare riguroasă tinde, în general, să convingă pe respectivul procuror că argumentele sunt valide și pertinente. Dar infirmarea este o activitate de urmărire penală, scuzați. Nu, infirmarea actelor de urmărire penală. Da. Întrebarea cum se realizarea unui act de urmărire penală transparent. Pe, inclusiv prin infirmarea unor soluții, de exemplu. Și realizarea unui act de urmărire transparent. Presupune și deschiderea procurorului și practica aceasta există în cadrul secției de a admite cereri de consultare a dosarelor, de participare la acte. Nu am întâlnit cazuri să fie respinse astfel de cereri sau să fie amânată consultarea. Deci vă referiți la respectarea drepturilor participanților în procesul penal. Mulțumesc, eu nu am întrebări. Ați prezentat în proiectul dumneavoastră activitatea secției la conducerea căreia candidați. Ce nu am regăsit eu în proiect a fost numărul de achitări și restituiri. Ele sunt fac parte din funcția de control reglare și au importanța lor în cadrul acestei funcții manageriale. Da, nu... Poate că e vina mea că nu am cerut această statistică, dar știu din raportul de bilanț faptul că am înregistrat sub 3% procentul de achitări. Restituirile cred că sunt și mai puține și atunci se păstrează o proporționalitate cu activitatea secției. Nu cred că e o problemă deosebită. Da. Voiam doar să știu pentru că nu se regăseam voi. La fila 8 a proiectului dumneavoastră faceți mențiunea că nu puteți face abstracție de faptul că proiectul de candidatură este indisolubil legat de poziția actuală extrem de consolidată în care se află secția. Ce ați vrut să... Am vrut să spun următorul lucru. Rezultatele sunt... După cum am explicat și mai devreme, un număr de 300-400 de inculpați trimiși în judecată doar de secția 1, reprezintă foarte mult, atât prin complexitatea dosarelor. Foarte greu de scos un dosar privind grupuri importante de criminalitate organizată. Și atunci, cred că secția se află într-o poziție foarte consolidată și activitatea este una deosebită în cadrul Ministerului Public, în general. Mulțumesc! Bună ziua, domnul procuror. Bună ziua. Am observat că ați structurat obiectivele pe care vi le propuneți în obiective imediate și obiective pe termen mediu și lung. Și aș vrea să vă întreb, care dintre acestea reprezenta un element de noutate în activitatea secției sau care dintre acestea ar fi duse la un alt nivel prin abordarea dumneavoastră? Există o tușă personală? Există o abordare nouă în activitatea secției prin aceste obiective? Sau măcar printr-unul dintre ele? Cu o nuanță asupra măsurilor asigurătorii și asupra acestui aspect. Dar, în general, nu cred. Deci este o soluție de continuitate. Așa vă propun să. Am înțeles. Rețineți în proiect ca punct la fluctuația de personal, în principal la nivelul procurorilor. Activați de ceva timp în
cadrul DICOT-ului am observat numărul mare de rechizitori atașate candidaturii și aș vrea să vă întreb, ați identificat cumva, în perspectiva funcției la care candidați, ați identificat cumva care ar fi cauzele, și nu mă refer la pensionare, pentru care au plecat sau pleacă oameni din cadrul direcției, cumva pleacă cei mai tineri, pleacă cei experimentați, există un tipar, nu există? În general, au plecat procurorii mai tineri. Cei mai experimentați au și la pensie din funcție pe care le-au ocupat. Nu cred că un tipar. În general, fost promovări sau transferuri de, nu știu, determinate de motive personale. Deci cumva a fost decizii individuale. Ok, și ultima întrebare, v-ar viza candidați pentru o funcție de conducere la nivelul direcției și în mod vizibil, există funcții de conducere neocupate prin numire, o funcție de adjunct, o funcție de șef de secție. Cam cum ați evalua situația aceasta, având în vedere candidatura la o funcție de conducere importantă în cadrul direcției? Aș evalua drept un risc la adresa secției, neocuparea funcției prin numire, funcție de procuror șef de secție. S-au vacantat și funcția de procuror șef serviciu, serviciul de combaterea traficului de persoane, prin promovarea colegului la parchetul general. Știu din discuția pe care am avut cu procurorul șef ajunt de secție cât de greu a fost în perioada aceasta în care funcția a fost vacantă. Nu, mă refeream la funcțiile de conducere din cadrul direcției, direcției. De la procuror șef secție pe cele toate secțiile, cât și... Cred că există, este o vulnerabilitate a direcției. Am înțeles, mulțumesc. Da, mi-aduc aminte în momentul interviu domnului procuror șef Albu a afirmat la un moment dat că ea apreciază că procurorii mai tineri ar trebui oarecum îndrumați și supravegheați de procurorii cu mai multă experiență din cadrul DICOT. Sunteți de acord cu această afirmație? Sunt și nu sunt. De exemplu, eu nu am simțit că am fost supravegheat de nimeni în cadrul DICOT. Am avut o relație extraordinară cu procurorii cu experiență vastă. Da, considerat că ar fi cazul în anumite situații, se poate sprijiniți. Coordonare sub forma unei supravegheri? Supravegheri nu, dar un anumit sprijin trebuie să existe și a existat tot timpul. Referitor la acest sprijin, am observat în proiectul noastră, pentru obiective imediate, vorbim de asigurarea independenței procurorilor. Și spuneți că ar trebui realizate două tipuri de activități. Luarea deciziilor de către procurorul șef se realizeze motivat, cu precădere în formă scrisă, cu respectarea regulilor prin transparență decizională. Acum, cu transparență decizională nu vreau să vă întreb, dar pot fi luate altfel deciziile decât fundamentate, motivate? Știți la ce m-am referit, la ce m-am gândit? Chiar la repartizarea cauzelor. Ar putea ca această viza seacă domnul procuror Xulescu va soluționa să fie însoțită de o anumită motivare. Pentru că, vă spun, din postura procurorului de execuție, eu nu știu de ce primesc într-o lună trei dosare și poate că altă procuror nu primește. Și atunci, asta am avut în vedere. Chiar această simplă repartizare a cauzelor să fie fundamentată în câteva rânduri. Ok. Și o ultimă întrebare. Când vorbiți de sprijinirea procurorilor, inclusiv aici, în acest obiectiv de asigurare independenție, vă referiți la un sprijin de ordine administrativ, mă gândesc, de a le pune sau de a pune la dispoziție maximul pe care îl are direcția pentru a-și finaliza dosarul? În primul rând de ordine administrativ, dar și uman, pentru că nu mă oferesc la solicitarea procurorului să efectueze urmărirea penală împreună cu acesta. Și cred că e un sprijin moral destul de important. Dacă procurorul șef de secție se implică în activitatea și simte altfel sprijin, nu mai percepe ca pe un superior. Am înțeles. Mulțumesc. Aș da o simplă completare, pentru că raportat la ultima abordare cu justificarea repartizării unui dosar. Și cum vedeți practic această justificare înscris pe actul de sesizare? În ce modalitate ați putea justifica la repartizare motivele care stau la baza repartizării către un anume procuror?
dar chiar pe actul de sesizare sau actul de sesizare la care să fie atașat o notă a procurorului ședinței. Ok, mulțumesc. Secția 1 din DICOT are poate, la ceea ce privește competența de instrumentare, cea mai vastă paletă infracțională dintre celelalte secții ale direcției. Exceptând serviciul de combatere a traficului de persoane, unde lucrurile sunt foarte evidente ceea ce privește competența, în raport de celelalte două servicii ale secției, care ar fi, din punctul dumneavoastră, domeniile infracționale de competența celor două servicii și implicit a secției pe care le-ați prioritiza mâine și ce ați face ca să dinamizați un pic activitatea pe acele linii? În primul rând, în cazul infracțiunilor de contrabandă calificat, ar trebui un pic dat un impuls, pentru că, din câte știu, nu am date concrete, dar se pare că nu avem rezultate deosebite în acest domeniu. Asigura unui sprijin colegiul care au în lucru dosare de trafic de migranți, pentru că sunt copleșitoare. În discuție cu toate colegii, am înțeles că sunt copleșiți de numărul pare de fapte sesizate în acest domeniu. Faceți referire și la o insuficientă investigare a cazurilor de spălare de bani în investigațiile efectuate. Există la nivelul direcției implementată o procedură de efectuare a acestor investigații financiare? Și cum o vedeți îndeplinită dincolo de simple imbolduri la efectuare? Pentru că știm foarte bine că, în general, echipa de urmărire penală care instrumentează cauza este, în general, copleșită de necesitatea administrării probatului într-o astfel de cauză complexă. Și, în general, factorul timp nu-i prea mai permite să aprofundeze și aceste investigații pe spălarea banilor. Există măcar în cursul astfel de implementare o astfel de procedură, iar dacă nu, cum vedeți dumneavoastră gândite lucrurile la nivelul secției, astfel încât cercetarea infracțională de spălarea banilor să cunoască o dinamizare? Da, se pare că se intenționează înființarea unui serviciu de investigații financiare. Iar la nivelul secției aș proceda exact cum procedez în cauzele mele. Încă de la începutul anchetei, atunci când dețin suficiente indicii care să controleze suspiciunea rezolvată că persoanele indicate în actul de sesizare au comis infracțiune, să demarăm imediat investigații financiare paralele. Pentru că ați avut rezultate, cu cât ne apropiem de momentul formulării acuzațiilor, cu atât activitățile sunt mai multe și tinde să pierdem din vedere acest lucru. Iar ulterior, după efectuarea perchezițiilor, știți foarte bine că rămân persoane în libertate care se pot ocupa de transferul acestor bunuri care pot face obiect confiscării speciale sau extinse. Și aș mai avea o singură întrebare. La momentele operative esențiale într-un dosar, în general la declanșarea acțiunii într-un dosar complex care presupune un număr mare de suspecți și ulterior inculpați, audierele la momentul respectiv au o doză de complexitate și de încărcătură foarte mare. Motiv pentru care, de regulă, ca procedură, pe lângă procurorul de caz, intră pe acel moment operativ și alți procurori, lucru care se întâmplă, în schimb, în momentul de față, mai mult într-o manieră colegială, procurorul de caz căută să-și convingă unul sau alții dintre colegi să-l sprijine acele activități. Credeți că ar trebui să existe o implementată, o procedură de desemnare a acestor procurori care să intervină suplimentar în sprijinul colegului de pe dosar pe niște criterii obiective care să nu poată fi ulterior contestate în caz de nemulțumiri de... E adevărat, în cadrul secției obișnuim să avem această practică și cred că ar fi necesară și o dispoziție legală cuprinsă, de exemplu, un nou regulament de ordine interioară. Am văzut că la finalul 19 faceți o referire la SOCTAUE 2021. Și ar fi important să raportați multe dintre activități la SOCTA. Puteți spune ce reprezintă SOCTA și cine o elaborează? O elaborează pe Europolul și acum îmi scapă un acronim în dezvoltarea lui. Serious Organized Crime Threat Assessment. Deci este o analiză.
Este o analiză, nu o strategie, în sensul ăsta. Deci, ea trebuie trecută ca fiind o analiză premeditoare eventuală efectuării unei strategii. Nu este o strategie în sine, nu avea. La regulă, mulțumim. Și vă mulțumesc. Mai aveți? Mulțumesc.